Bună ziua, dragi iubitori ai fotbalului, vă spune Ilie Dobre, aflat astăzi pe stadionul municipal din Alexandria, din Slobozia, la meciul dintre Unirea și Gloria Buzău, meci care contează pentru etapa 4-a a play-off-ului Ligii a 2-a Casa Pariurilor la fotbal. Unirea Slobozia este pe locul 1 în play-off cu 46 de puncte, cu avraj pozitiv plus 2, în timp ce Gloria Buzău ocupă a 5-a treaptă cu 37 de puncte, cu avraj 0. Unirea Slobozia va începe acest joc cu Gloria Buzău în următoarea componență, în poartă Denis Rusu, linia de fundași Andrei Dorobanțu, Gabriel Lazar, Dmitro Popieslov, Constantin Toma, capitanul formației. La mijloc, Ionuț Coadă, Ștefan Pacionel și Serafim Cojocari. În atac, Laurențiu Plășeanu, Adi Crist, Afalna și Florin Purece. Preția de rezerve a formației din Slobozia, Ștefan Georgescu, portar, jucător de câmp, Ecolo, Denis Bujor, Mihai Selemnaru, Mario Aioanei, Ionuț Dinu, Ilia Dimitrov și Vlăduț Andreș. Gloria Buzău în poartă, Alexandru Greab. Linia de fundaș, Diego Ferraresto, Alexandru Dandea, Alin Dobro Slavevic și Denis Dumitrașcu. La mijloc, Ahmatov, Vlad Preșmerean și Ovidiu Perianu. În atac, Mihnea Rădulescu, Adi Chicăroșă și Valentin Dumitrache. Rezervele formației buzoiene, Norbert Haimamba, portar, jucător de câmp, Sergiu Prvulescu, Radu Crișan, Ionuț Nadolu, Matei Tănasă, Daniel Benzar, Cristian Dumitru, Nicușor Brâncoveanu, Robert Sălceanu și Adi Chică Roșă, văd că mi-apare mie și pe lista de rezerve, deși este titular. Cred că este o eroare a celor care au întocmit fișa pentru acest joc din partea Gloriei Buzoene. Meciul de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău este arbitrat de Valentin Naidin din Turnul Măgurele. La cele două linii, Nicușor Marin din Susenii de Argeș și Daniel Vlase din Galați. Arbitru de rezervă, Bogdan Neculcea din București. Meciul dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău este transmis în direct cu sprijinul Federației Române de Fotbal și al EAD. Este transmis în direct la prosport.ro pe canalele Facebook, YouTube cu secvențe ulterioare la TikTok. Regia tehnică este asigurată de colegul și prietenul Ștefan Ciprian. În studio, Anca Rudăreanu și Florina Gomoescu, Adrian Artene, director editorial, Andrei Trifan, redactor șef și Mihai Ianoș, producător general. Cele două formații se fotografiază și se află deja la centrul terenului. O vreme impecabilă pentru fotbal. Cerul este senin. Gazonul se află în condiții foarte bune. În tribune, circa 4.000 de iubitori ai fotbalului la această oră, dar se speră că vor mai veni spectatori și după fluierul centralului Valentin Naidin din Turnul Măgurele. Cele două formații se află, vă spuneam, pe teren și se va da startul în meciul dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Unirea Slobozia este clasată pe locul 1, vă spuneam, cu 46 de puncte, în timp ce Gloria Buzău ocupă treapta 5, acum 37 de puncte. Gloria Buzău a câștigat runda precedentă aici la Slobozia cu scorul de 1-0 și exact în această clipă lovitura de începere a avut-o fotbaliștii de la Unirea Slobozia. Cel care a deschis jocul a fost Crist Afalna, el a pasat pe partea stângă și balonul se află acum în posesia fundașului Lazar. Acesta expediază balonul dincolo de centrul intercepției în sala lui Mihai Rădulescu. Pasă spre Adi Chicăroșă, alergă Chicăroșă, căptărul formației buzoiene. Mingea este respinsă de Pospielov și mingea este receptată de centrul lui Buzău. A încercat o centrare, mingea a fost respinsă de portarul formației gază de Denis Rusu și mingea este receptată acum de Dumitrașcu. Fundașul stâng al Gloriei Buzoiene întoarce pentru Alin Dobrosalvović și acesta mai departe deschide pe Alexandru Dandea. Alexandru Dandea în poziția balonului încearcă o trecere spectaculoasă cu balonul în fața lui Afalna, transmite o pasă pe partea stângă spre Dumitrașcu, urcat în ofensivă Denis Dumitrașcu. Tot el primește acum balonul de pe partea stângă a terenului, se produce un foul și va fi lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău, unde de 45 de grade de la mare distanță, de la circa 25 de metri de linia porții formației din Slobozia. A fost foltat acolo Mihnea Rădulescu, iar centralul Valentin Naidin din Turnul Măgurele dictează lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. Vă spuneam, pe partea stângă vor executa buzoiene această lovitură liberă. Îl văd în apropiere pe Denis Dumitrașcu, să vedem dacă el va executa sau îi va ceda locul lui Ahmatov, lui Rasambek. Ahmatov, unul dintre cei doi va executa această lovitură liberă. Se grupează cele două formații în afara careului de 17 metri al formației din Slobozia. Acum se execută Ahmatov, cred că sare peste mingea, șut cu piciorul stâng, centrare în careul de 17 metri, mingea se respinsă însă de Pospielov și încearcă să rea
Gloria Buzău, atacul, într-adevăr, mingea se află pe partea stângă, iată Dobroslavevici cu capul în care o se plătii, respinge însă foarte bine de acolo, Ionu Scoadă, mingea se transmisă de Ionu Scoadă, undeva spre colegul său de pe acea parte, spre Florin Purece, balonul este transmis însă pe partea stângă, spre Constantin Toma, se produce însă un foul și va fi o lovitură liberă. Deocamdată un jucător al formației buzoiene, în speț Alin Dobroslavevici, este căzut în suprafață de pedeapsa formației Unirea Slobozia și să vedem ce va dicta arbitrul acestei partide, Valentin Aidin din turnul Măgurele. Antrenorul echipei Unirea Slobozia este, se știe, fostul jucător de la Dinamo, Adrian Mihalcea, iar antrenorul Gloriei Buzoiene este fostul antrenor al echipei FC Argeș Pitești, Andrei Prepeliță. Jocul este deocamdată întrerupt și mai trec câteva secunde bune, este, vă spuneam, un timp admirabil aici la Slobozia. Meciul, vă reamintesc, este transmis cu sprijinul EAD și al Federației Române de Fotbal la ProSport pe canalele Facebook, YouTube, cu secvențe la TikTok. Regia tehnică este asemnată de colegul Ciprian Șefan, în studio Anca Rodoreanu, Florina Gomoescu, trioul editorial Adrian Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianoș. Acum se ridică Alin Dobroslavevici și jocul va fi reluat aici la Slobozia. Unirea Slobozia este în postura de lider, a depășit cu 2 puncte, al actualmente pe ocupantă locul al doilea, CSC Schellenberg, care a remizat în Crângul Buzăului în etapa precedentă. În etapa a treia, play-off-ului Ligia, a doua casa pariurilor la fotbal. Mingea a fost transmisă însă spre Pospielov, acesta mai departe pasează, schimbă cu Lazar. Balonul este transmis însă spre Florin Purece și acesta îl deschide pe partea dreaptă a terenului pe Andrei Dorobanțu. Dorobanțu pasează înapoi, mingea se frumpăsează lui Gabriel Lazar. Gabriel Lazar tot pasează spre Pospielov. Acesta a schimbat cu colegul său, cu Ștefan Pacionel. Pacionel pe partea stângă a terenului a schimbat balonul, se află cu Constantin Toma. Mingea se află pe partea stângă, încearcă Afalna să intercepteze balonul. Pasă spre Pacionel și acesta întoarce pentru Pospielov. Îl găsește debarcat pe Gabriel Lazar, fundașul central formației Unirea Slobozia. Pasă partea stângă a terenului, o pasă adresată prea tare, nu mai ajunge la Laurențiu Vlășceanu, alergat în scenariu și să ajungă și mingea va fi repusă de formația buzoiană. Văd pe extrema dreaptă formației Unirea Slobozia Serafim Cojocari, că urmărește acolo foarte atent în flancul drept, însă balonul a fost expediat pe flancul stâng. Repunere balonului în joc din colțul care lui mic, repune portarul formației buzoiene, Alexandru Greab. El n-a repus încă mingea în joc, s-a scurs după ceasul meu 4 minute din jocul de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. Scorul este 0-0. Repunere a balonului în joc, portarul formației buzoiene Alexandru Greab repune balonul în joc, mingea se află pe partea dreaptă în lista de atac, urmărește acolo, dar nu reușește să intre peste balonul lui Valentin Dumitrache. Mingea va fi repusă de formația buzoiană, repune de la margine, merge să repună de la margine Diego Ferrareso, fundașul dreapta al echipei Gloria Buzău. Pe partea dreaptă, în apropiere, se află colegul său Preșmărean, să vedem ceva rezultat de la această fază. Repune de la margine, combine jucătorii, iată din nou Buzoin, cel care a încercat Ferrareso și mingea a fost expediată în afară, nu va fi repusă de formația Unirea Slobozia. Diego Ferrareso este cel care nu a putut să controleze balonul care s-a scurs în afara terenului. Repunere din... Nu, văd că arbitrul acestei partide dictează lovitură de la colț în favoarea formației buzoiene. Va executa de pe partea dreaptă a terenului această lovitură de la colț. Formația buzoiană prin cel care execute este Mihnea Rădulescu. Repunere, iată, printr-o lovitură liberă, corner în favoarea formației Gloria Buzău de o partea deaptă, centrare în careul, și aduce mergei, mingea este respinsă și iată, încearcă să rea acolo, dar nu îi zbutește, a fost un șut acolo, expediat de Valentin Dumitrache, mingea a fost respinsă și balonul, iată, atacul formației Gloria Buzău continuă, centrare, respinge însă foarte bine acolo fundașul Gabriel Lazar, este un jucător longilin, mingea a fost expediată cu sete în afară, nu va fi repusă de formația buzoiană. Tot Diego Ferrareso este cel care va repune de la margine, de pe aripa dreaptă. Deocamdată își caută un echiper de marcat. Jocul nu are un rid debordant, așa cum ne-am fi așteptat, cu atacuri de o parte și de alta. Totuși se studiază mai mult cele două formații. Minge o partea dreaptă, Adichica Roșa pasează înapoi spre Ferrareso. Centrare pe partea stângă, a încercat să paseze balonul pe partea stângă spre Mihnea Rădulescu. Aleargă Mihnea Rădulescu, însă minge este transmisă de fundașul dreapta al formației Unirea Slobozia. El a protejat foarte bine și va fi o repunere de la margine pentru această formație. Nu a atins balonul Andrei Dorobanțu. Mingea a fost repusă în joc. Iată intercepție acolo la Ovidiu Perianu. Atacul formației Gloria Buzău și se acordă corner în ultima clipă. Dorobanțu pune piciorul drept și expediază mingea în afara terenului. Va fi corner în favoarea formației buzoiene, care iată presează. De o partea stângă va executa Mihnea Rădulescu acest corner. De o partea stângă sunt masați aproape toți jucătorii Gloriei buzoiene în careul formației Slobozia.
în care formația Ialomițene și pe partea stângă va executa cu piciorul stâng, probabil Mihnea Rădulescu, această lovitură de la colț. El va executa acum cu piciorul stâng, într-adevăr, trimite o centrare în careul de 16 metri, mingea traversată în careul de 16 metri de afara caleului. Și de acum, lui Matov, mingea trece însă la vreo 4-5 metri de închitura barilor în dreapta, dar a fost atins balonul, a ricoșat din zidul formației Ialomițene și va fi din nou o lovitură de la colț de pe partea dreaptă. Va executa această lovitură Rasambek Ahmatov. Iată, abundă cu cornerele la poarta formației Unirea Slobozia. Scorul încă este 0-0, este un scor nemodificat, este un scor alb. Acum Ahmatov va executa cornerul de pe partea dreaptă. Sunt 7 jucători Lorii Buzoiene în careul formației Unirea Slobozia. Centrare în careul de 16 metri, minge se respins în afara careului de 16 metri. Posibilitatea cu contraatac, mingea la Florin Pune și pe partea stângă a terenului. El caude, a fost voltat, intervine arbitrul acestei partii de Valentin Aidin din Turul Măgurel și dictează lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia. Fiindcă a fost voltat acolo unul dintre jucătorii formației Unirea Slobozia în speță Florin Purece și va fi o lovitură liberă, s-a și executat mingea în cercul median, pasă pe partea deaptă spre Andrei Dorobanțu. Dorobanțu pasează înapoi spre Dorobanțu, spre Gabriel Lazar. Gabriel Lazar schimbă cu colegul său cu Ionuț Coadă. Ionuț Coadă mai departe, pasă pe partea stângă a terenului. Mingea s-a aflat în posesia lui Florin Purice, tot Purice în posesia balonului. E la apropiere cu Toma, combine cu capitanul formației. Slobozia pasă spre Ștefan Pacionel, acesta pasează partea stângă a terenului. Sârginse acolo, Afalna, sârginse încă un jucător, dar se afla și Vlășceanu, dar mingea a fost respinsă și de la Gloria Buzău. S-a produs însă un foul și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia. S-a scurs, dragi iubitori ai fotbalului, 10 minute din partida de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. În continuare, scorul este egal 0-0. Atacă formația și șut acum pe partea stângă, însă mingea a fost șutată foarte puternic acolo de Laurențiu Vlășceanu. Balonul a fost deviat în afara stelului și va fi corner în favoarea formației Unirea Slobozia. Iată un prim corner la poarta formației Buzoiene, de partea dreaptă vor executa fotbaliștii de la Unirea Slobozia. Cred că va executa Florin Purece această lovitură de la colț. Într-adevăr, el va executa de pe partea dreaptă. În apropiere se află colegul său Vlășceanu. Mingea pe partea stângă, iată, și centrare în care unde se trece metri. Mingea s-a respins însă de fundașul Alexandru Dândea. Faza rămâne. Șut acum! Pasă transversală, încă un șut acum! Balonul este transmis însă pe lângă stâlpul din dreapta porții formației Buzoiene. Iată, două șuturi consecutive la poarta formației Gloria Buzău, însă scorul rămâne nemodificat în disputa dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Două șuturi consecutive însă, dar șansa a surâs echipei buzoiene. Scorul rămâne nemodificat în minutul 11 al întâlnirii dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Cele două formații se află la egalitate 0-0. Repunere de la margine pentru formația buzoiană va repune mingea joc Alexandru Greab, golkeeper formației buzoiene. El a transmis lung, a degajat terenul, mingea se respinsă pentru moment de cei de la Unirea Slobozia prin scoată. Se produce însă un foul și va fi acum o lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. Jucătorul faultat este Valentin Dumitrache. El execută foarte bine loviturile libere de la distanță, dar de această dată nu cred că Gloria are vreo șansă de a penetra sistemul defensiv al formației Ialomițene, întrucât se execută o lovitură liberă de la o mare distanță, de la circa 35 de metri, unde de 30 de grade de pe flancul drept. Lovitură liberă așadar în favoarea formației buzoiene, va executa Ahmatov această lovitură liberă. El execută și cornerele de pe partea dreaptă. Nu s-a executat încă, n-a fluierat arbitrul partidei de Valentin Aidin, dar se va executa această lovitură liberă. Sper să se înscrie și golul aici la Slobozia, dragi iubitori ai fotbalului, sportului rege, fiindcă albinterii fotbalul n-ar avea niciun fel de atractivitate. Acum trimite Ahmetov în careu, ratează însă intervenția Valentin Dumitrache și mingea va fi repusă din colțul careului mic de formația Unirea Slobozia. A fost o tentativă într-adevăr a Gloriei Buzoiene, însă n-au reușit să concretizeze. Dumitrache a ratat intervenția și scorul rămâne nemodificat 0-0 în disputa dintre formațiile Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Mingea a fost repusă și asta afla posesia lui Dorobanțu, aceasta schimbă cu Ionuț Coadă. Ionuț Coadă, jumătatea proprie, pasează înapoi spre Gabriel Dorobanțu. Dorobanțu mai departe, cred că va transmite spre Pospielov. Într-adevăr, Pospielov primește balonul, se află cu balonul la picior, pasă pe partea stângă a terenului spre capitanul formației Unirea Slobozia, Toma mai departe, transmite spre Pacionel. Pacionel în posesia balonului, Ștefan Pacionel, există și Emilian Pacionel care joacă la o altă formație, așa cum v-am spus, în transmisie directă. Mingea se află pe partea dreaptă la Andrei Dorobanțu. Dorobanțu pasează, schimbă cu Ionuț Coadă. Ionuț Coadă mai departe, pasă lui Pacionel. Ștefan Pacionel la
terenului. Pas pe partea stângă a terenului, a schimbat cu Purece și acesta îl deschide pe partea stângă pe Toma. Reprimește Florin Purece între doi adversari. Pierde controlul balonului. Posibilitate de contraatac pentru formația Gurea Buzău. Mingea la dichică roșă. Mingea a fost transmisă pe partea stângă a terenului. În posesia balonului se află Dumitrașcu. Dumitrașcu rămâne pe posesia balonului. Denis Dumitrașcu pasează totuși înapoi, a schimbat cu Alin Dobru Salvović și acesta îl deschide pe Arsenu Dandea. Reprimește Alin Dobru Salvović. Așteaptă pasă pe partea stângă Dumitrașcu, Denis Dumitrașcu, dar se întoarce în terminal Afalna. Fără succes, mingea este expediată pe partea dreaptă la Arsenu Dandea. Dandea mai departe era presat la rândul său și expediază balonul. Era presat de Florin Purece și pasează spre Alin Dobru Salvović. Acesta a ieșit cu balonul în afara careului de 17 metri. Pasă pe jos, undeva spre mijlocul terenului. S-a produs un fault, este faultat acolo Ahmatov și intervine centralul Valentin Aydin din Turmă Gurele și dictează lovitură liberă în favoarea formației buzoiene. Va executa iată Alin Dobru Salvović această lovitură liberă cu piciorul drept, pasă în diagonală spre Diego Ferrarescu, alergă de Ferrares, a stopat balonul pe partea dreaptă, pierde însă foarte ușor balonul, a fost depășit de Pospielov și mingea a fost expediată acum în afara terenului și va fi out în favoarea formației Gloria Buzău. Dacă nu, cumva se va dicta invers. S-au scurs 14 minute din jocul de la slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. Cele două formații se află încă la egalitate 0-0. Acum va fi o repunere de la margine. Mingea a fost repusă de Gloria Buzău, într-adevăr, pe partea dreaptă Ferrareso, cel care a transmis, însă a trimis o pasă în mod eronat. Mingea a fost receptată de cei de la Unirea Slobozia, Gabriel Lazar, pasează spre Adrian Drobanțu. Drobanțu este presat și pasează acum pe partea dreaptă. Mingea a fost transmisă în afară de un joc de unul dintre atacanții formației Unirea Slobozia și iată în speță de Sarefăm Cojocari. N-a fost atent și mingea a fost reparată de cei de la Gloria Buzău. Din nou Dumitrașcu pasează pe partea stângă. Vine la pressing acolo Serafim Cojocari. Mingea este transmisă tot înapoi acum și iată intervine Prejmeneac și acesta pasează spre Dobru Salvović. Bevici presat acolo la rândul său de Afalna, expediază mingea spre portarul Denis Rusu. Acesta a și transmis pe partea dreaptă spre Alexandru Dandea. Dandea în suprafața de pedeapsă proprie pasă spre mijlocul terenului. Intervenție excelentă acolo Gabriel Dorobanțu. Acesta pasează, schimbă cu Cojocari. Mingea este retransmisă în jumătate de terenul formației Unirea Slobozia și a așteptat acolo Pospielov. A pasat spre Pacionel și acesta îl deschide pe Gabriel Dorobanțu. Pe Gabriel Lazar. Lazar pe partea stângă a terenului. Pasă pe partea stângă, alergă acolo Laurențiu Vlășanu, însă mingea a fost transmisă prea puternic și va fi repusă de formația buzuiană prin Diego Ferrareso, fundașul dreapta al echipei Gloria. De pe partea dreaptă a trecut un sfert de ceas din jocul de la Slobozia, fără gol în disputa dintre Unirea și Gloria Buzău. Un meci transmis în direct cu sprijinul Federației Române de Fotbal și al EAD. Un meci transmis în direct la ProSport pe canalele Facebook, YouTube și cu secvențe pe TikTok. Acum Unirea Slobozia încearcă o acțiune ofensivă, mingea în careu, respinge însă foarte bine de acolo Alexandru Dandea în afara terenului de joc și va fi out în favoarea formației Unirea Slobozia. Toma execută, a pasat înapoi spre Pospielov, mingea este transmisă acum spre Ionuț Coadă, Ionuț Coadă în cercul mediar, pasă înapoi, combină jucătorii de la Unirea Slobozia, s-a aflat Pospielov, a expediat bănuitorul pe partea stângă a terenului și încearcă să rea acolo Laurențiu Vlășceanu, nu izbutește, mingea a fost receptată de cei de la Gloria Buzău, se produce un foul, jocul însă continuă, s-a acordat avantaj, era foarte aproape de fază Valentin Naidin și mingea este expediat pe partea dreaptă, alergă acolo Adichică Roșă, în careul formației Unirea Slobozia, însă mai rapid a fost portarul echipei gazdă Denis Rusu, acesta a reușit să rețină, a și pasat la mijlocul terenului, mingea posesia lui Purece, Purece este depozitat foarte ușor, intervine Prejmerean, Prejmerean rămâne posesia balonului, pas pe partea dreaptă, nu-i schimbă cu colegul său de pe acea parte cu Ovidiu Perianu, minge pe partea dreaptă a terenului, posibilitatea de centrare pe partea dreaptă, centrare în care unul și șut acum! Și balonul a fost trimis pe lângă stârpul din stânga al porții formației Unirea Slobozia, o acțiune extrem de periculoasă, cred că va fi corner, într-adevăr, loviturile de la colț în favoarea formației buzoiene. În orice caz a fost o acțiune tipică de contraatac care a fost declanșată de Ferrarescu și va fi acum o lovitură de la colț în favoarea formației Gloria Buzău. Minutul 18 al partidei, scorul rămâne 0-0 în etapa 4-a a play-off-ului Ligii a doua casa pariurilor la fotbal. Lovitură de la colțul terenului pentru formația Gloria Buzău, execută Ahmatov, trimite înalt în careul, cap, mingea este transmisă, însă imprecis, aștepta pasă pe stânga terenului, în o poziție excelentă, se afla acolo Valentin Dumitrache, însă mingea a fost transmisă imprecis și acum Falna, cu atac al Gloriei Buzăiene, pasă partea dreaptă spre Purece, Florin Purece, atac al formației Unirea Slobozia pe partea dreaptă, se apropie de marginea careului, pasă pe culoar, însă complet
Completa iurea. Această pasă adresată de Florin Purece. Nu se afla nimeni acolo. Nu l-am înțeles în nicio formă. Cred că era demarcat la marginea canalului de 16 metri. Foarte bine a Falna. Însă nu s-a uitat pur și simplu Florin Purece și a reușit o ocazie bună de a fi surprinsă formația buzuiană pe contraatac. Mingea pe partea stângă, balonul se află în posesia lui Rădulescu. Rădulescu greșește pasa, intervine cu jucarii, foarte bine pasă spre Ionuț Coadă. Acesta mai departe schimbă cu Ștefan Paciudel. Paciudel a trecut dincolo de centrul terenului. Pasă pe partea stângă a terenului, mingea se află la Toma, Constantin Toma. Cosică Toma pe partea stângă a terenului, rămâne posesia balonului. Este presat și pasează înapoi spre același Paciudel și acesta deschide pe Dorobanțu, nu, pe Gabriel Lazar. Gabriel Lazar pasă pe partea dreaptă, schimbă cu Florin Purece, avansează pe partea dreaptă a terenului, schimbă cu Andrei Dorobanțu, la marginea calului, recoșează la Ionuț Coadă, șuta lui Coadă! Dar ține însă portarul formației buzoiene, Arsenu Greagu. Era, a fost un șut din afara carelui de 16 metri, oricum nu avea cum să-l surprindă pe portarul formației buzoiene, pe Arsenu Greagu. Scorul rămâne, dragi viitori ai sportului rege, 0-0 în disputa dintre formațiile Uniunea Slobozia și Gloria Buzău. În momentul în care am intrat în turul 20 al partidei, scorul este nemodificat 0-0. Acum Alexandru Greab este cel care va degaja terenul în afara careului de 16 metri. Transmite printr-o lovitură liberă balonul undeva spre marginea careului de 16 metri formației buzoiene. Respinge să de acolo foarte bine cu capul. A respins excelent acolo Pospielov. Mingea este receptată însă de cei de la Gloria Buzău. Perian, Bortarda, șut cu piciorul stâng! Însă mingea a fost transmisă prea tare și va fi în afara terenului, va fi out pentru formația Unirea Slobozia. S-au scurs așadar 20 de minute din această întâlnire dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Scorul este nemodificat 0-0. Repunere de la margine în favoarea formației Unirea Slobozia. Sper să nu fie un scor alb în acest joc. Să vedem. Repunere de la margine Andrei Dorobanțu. Acesta a pasat pe partea dreapta terenului. Însă mingea ajunge la Falna cu capul, respinge înapoi, schimbă cu Purece, reprimește la Falna. A Falna transmite undeva pe partea dreaptă. Intervine foarte bine Dumitrace. Acesta câștigă. Dumitrace câștigă disputa. Este talonat acolo de Ștefan Pacioner. Rămâne Dumitrace în posesia balonului pe flancul drept. Cade fără a fi foltat. Îl deposedează Coadă. Îl deposedează Toma pe partea stângă a terenului. A pasat pe partea stângă a terenului undeva pe flancul stâng, însă Toma a fost faultat, se produce un foul și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia. O parte a publicului a protestat. Cred că au mai venit ceva spectatori. Sunt mai mult de 4.000 de iubitori ai fotbalului astăzi la Slobozia pentru disputa dintre Unirea și Gloria Buzău. Unirea, vă spun, este liderul în seria, în play-off-ul Ligia a doua casa parirurilor la fotbal și va fi acum o lovitură liberă în favoarea Unirii Slobozia. Deocamdată nu s-a executat încă minutul 21 al întâlnirii Unirea Slobozia, Gloria Buzău, 0-0. Lovitură liberă în favoarea formației gazdă. Execută Toma, întoarce pentru Pospielov și acesta deschide pe Ionuț Coadă. Ionuț Coadă în cercul median, pasă pe partea dreaptă, mingea se află Andrei Dorobanțu. Dorobanțu încearcă un dribling, reușește să treacă spectaculos acolo de Mihnea Rădulescu. De Mihnea Rădulescu pasă spre Ionuț Coadă și acesta mai departe, îl schimbă cu Pospielov în cercul median. Deschidere în diagonală, partea dreaptă, alargă Dorobanțu, să vedem dacă va reuși să ajungă balonul. Nu-l ajunge, a fost adresat prea tare balonul și Dorobanțu, cu toate eforturile depuse, n-a mai reușit să intre posesia mingii, care va fi repusă de formația Gloria Buzău prin Denis Dumitrașcu, prin fundașul stânga. Va repune Dumitrașcu mingea în joc. Nu are cu cine să combine deocamdată. Mai trec câteva secunde. Acum se decide, până la urmă aruncă. A încercat să-l pună în cursă pe Mihnea Rădulescu. Acesta a căzut. Adică Căroșu îl deschide foarte bine pe... Excelent! L-a deschis acolo pe Ovidiu Perianu, însă mingea a fost respinsă. Au fost foarte atenți jucătorii Unirii din Slobozia, o echipă antrenată de Adrian Mihalcea, și va fi acum o repunere de la margine în favoarea formației buzoiene. Minutul 22 al întâlnirii aici la Slobozia, pe stadionul municipal, Unirea Gloria Buzău, 0-0. În etapa 4-a play-off-ului, Ligia a doua casa parerilor la fotbal. Intercepție foarte bună acolo lui Scoadă, pasă pe partea stângă spre Toma, mingea ajunge la Laurențiu Vlășeanu pe partea stângă a terenului, însă a ieșit balonul în afară terenului și va fi out în favoarea formației Gloria Buzău. Diego Ferarenso, fundașul dreapta, va repune mingea în joc, în apropiere se află Vlad Prejmerean, el primește balonul, lovește cu piciorul drept, pasă pe partea dreaptă, a încercat să-l pună în curs pe partea dreaptă pe colegul său, aflat pe acea parte, pe Adi Chicăroș, mingea a fost respinsă și iată, în afară terenului și va fi din nou out în favoarea formației Unirea Slobozia. În joc până acum, lipsit de virtuți tehnico-tactice, deocamdată este un meci de luptă, dar atât, cu foarte multe pase adresate în mod eronat. Așadar, spectacolul fotbalistic lipsește deocamdată și n-ar fi trebuit, fiindcă
Unirea Slobozia este lider, iar Gloria Buzău este o aspirantă la revenirea pe întâia scenă fotbalistică a țării. Dar deocamdată cele două formații nu conving, jocul lor nu are ritmul așteptat și mai ales nici procedeele tehnico-tactice nu sunt cele care ar fi trebuit să fie și mingea este transmisă cu Pospielov. Acesta deschide pe coadă, coadă mai departe, mingea recoșează la Gabriel Lazăr. Gabriel Lazăr, în jumătatea proprie, este presat acolo și pasează pe partea dreaptă, schimbă cu Dorobanțu, îi retransmite pasa și balonul se află tot la Gabriel Lazăr. Acesta deschide pe Dmitr Pospielov, pase partea stângă spre Constantin Toma, acesta deschide pe Pureș pe partea stângă a terenului. Intercepție însă foarte bună a Alexandru Dan, de a minge este respinsă undeva la mijlocul terenului. Pasa lui în scoadă. Iată, intervine foarte bine acolo și reușește să câștige Ovidiu Perianu. Rămâne pe balonul lui Ahmatov, pasă la Careu. Șut acum, în Careu, 70 metri. Șut acum, pe jos. Foarte slab a șutat Mircea Rădulescu și a reușit să recepteze portarul formației alomițene, Denis Rusu. Faza se consumă în minutul 25 al întâlnirii și iată, deocamdată scorul este nemodificat 0-0. Mihnea Rădulescu a șutat pe jos, dar fără a surprinde pe Denis Rusu, acesta nu era nici măcar mascat și a reușit să vadă și a reținut oportun. Minge o partea stângă a terenului, balonul în posesie lui Constantin Toma, pasă pe partea stângă a terenului, respingă să jucătorii de la Gloria Buzău. Cel care respinge este Diego Ferrareso. Se resimte jucătorul de la Gloria Buzău, totuși și-a revenit foarte rapid, mingea la fal, la fal pe partea stângă a terenului, încearcă să paseze partea stângă, reușește pentru moment, încearcă la fal să revină, dar faltează în atac și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. A faltat în atac, a falna și formația Gloria beneficiază de o lovitură liberă din interiorul suprafeței de pedeapsă acestea. Au trecut 25 de minute din jocul de la Slobozia. Nimic concret pe tabela de marcaj, nici în joc, acesta nu este unul spectaculos și va fi o repunere a balonului în joc din colțul lui de 16 metri, nu din careu, va repune Alexandru Greab, degajează terenul, transmite acum o pasă lungă, încerca să intervină acolo, dar nu a reușit, a dedicat roșă, mingea a fost respinsă de cei de la Unia Slobozia, revine totuși Dumitraș cu acesta a câștigat, mingea este jetată, a dedicat roșă, face partea dreapta terenului și încearcă să transmite pe Perianu, mingea este respinsă acum, intervine din nou, a dedicat roșu, s-a pătut un foul, jocul însă continuă și arbitrul acestei partide lasă jocul să continue și mingea se află acum, deviază la Dumitrașcu. A avea o intervenție foarte tare în disputa cu cojocarii. Mingea este transmisă acum spre Vlad Preșberean. Pasă pe partea dreaptă a terenului. Mingea ajunge la Diego Ferrareso. Ferrareso pe partea dreaptă continuă. Reușește să dribleze acolo un jucător. Îl driblează pe Lorențiu Vlășeanu și mingea a fost transmisă, însă a fost respinsă de cei de Unirea Slobozia. Iată, momente de presiune la poarta formației Unirea Slobozia. Mingea a fost transmisă de Ahmatov undeva spre marginea careului, spre Dumitrache, pe partea stângă a terenului. Dumitrașcu reușește un dribling spectaculos. Rămâne posesia balonului. Balonul s-a aflat, Mircea Rădulescu a așteptat pe partea stângă a terenului. Adică Căroșe respinge, mingea este preluată însă de Laurențiu Vlășeanu și acesta greșește pasa, intervenție foarte bună lui Preșmerean, pasă spre Ferrareso pe partea dreapta terenului, posibilitate de centrare de partea dreapta terenului, acum piciorul stâng, mingea a fost centrată în careu, respinge însă Pospielov, faza de atac a formației Gloria continuă, mingea a fost expediată de Dmitro Pospielov în afară terenului și va fi out în favoarea formației Gloria Buzău. S-au scurt 27 de minute din jocul de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. În continuare, cele două formații se află la egalitate 0-0. Intervine echipa medicală a Unirii din Slobozia pentru a acorda îngrijirile necesare. Vă reamintesc faptul că meciul dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău este transmis în direct la ProSport pe canalele Facebook, YouTube cu secvențe la TikTok. Regia tehnică fiind semnată de colegul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rudăreanu, Florina Gomoescu, trioul editorial Adrian Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianoș. Meciul încă n-a fost reluat. Vă reamintesc că Unirea Slobozia are 46 de puncte, a marcat 3 goluri în acest play-off în 3 etape și a primit un singur gol. Gloria Buzău se află pe locul 5 în clasament cu 37 de puncte, are golaveraj 0, a marcat 2 goluri și a primit în schimb tot 2. Nu a fost reluată încă partida de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. Ieri am comentat în direct din Ghencea, de la meciul dintre CSA Steaua și Progresul Spartak București. Formația stelistă s-a impus cu scorul de 4-1. A fost un meci frumos, spectaculos, cu goluri și cu ratări, dar în orice caz un meci cu faze deosebite de o parte și de alta. Sigur că superioritatea tehnico-tactică a Stelei a fost evidentă în disputa cu ultima clasată, cu Progresul Spartak București, care n-a acumulat în această ediție până acum decât un singur punct.
este firește o contraperformanță, însă formația Progresul Spartac are meritul că joacă deschis, joacă pe atac, se apără atunci când este cazul, dar nu faultează, nu împiedică adversarul să-și etaleze prioritatea și este o echipă care practică un fotbal plăcut. Acum își va relua locul în echipă jucătorul de la Unirea Slobozia care a fost accidentat, Pospielov. Mingea a fost repusă în joc, a fost un gest de sportivitate. Mingea a fost expediată celor de la Unirea Slobozia, de Diego Ferraresu, de fundașul dreapta al Gloriei Buzoene. Acum repunerea de la margine în favoarea Unirii Slobozia. Portarul Denis Rusu este cel care va repune mingea în joc. În apropiere se află Gabriel Lazar. Nu a fost executată încă lovitura liberă în favoarea formației Unirea Slobozia. Iată, observ că banderola de capitan al formației Grazdă Unirea Slobozia este luată de Gabriel Lazar. Deci Gabriel Lazar este capitanul formației și nu Constantin Toma, așa cum în mod eronat s-a trecut aici pe foaia de cu echipele. Jocul este iarăși întrerupt și iarăși va fi, s-a produs un fault în jumătate de teren la Gloriei Buzoene și va fi o lovitură liberă în favoarea acesteia. Se ridică însă Alexandru Dondea, el a fost jucătorul faultat. Va fi acum o lovitură liberă pentru formația Unirea Slobozia. Din jumătatea proprie va executa această lovitură liberă, dar nu se execută deocamdată. Acum Dondea execută, transmite înapoi. Balonul este în posesia lui, s-a aflat în posesia lui Preșmerean, pe din partea stângă a terenului. Gloria în ofensivă, partea stângă a terenului, încearcă Mircea Rădulescu, este faultat, dar jocul însă continuă. Sigur că a fost un fault ușor. Mingea este respinsă acum cu capul foarte bine de Alexandru Dandea. Prea însă foarte bine Perianu, pas în partea dreaptă a terenului. Mingea s-a aflat acum, se află tot în posesia Gloriei Buzoiene. Combină jucătorii acestea, Vlad Preșmerean, în jumătatea proprie, pas în partea stângă spre Mihnea Rădulescu, reprimește Vlad Preșmerean. Acesta cred că va pasa acum într-o altă parte, pe partea dreapta terenului, așteaptă pasa Dumitrache. Mingea este transmisă însă pe partea dreaptă la Dandea, Alexandru Dandea. Dandea pasează acum spre Valentin Dumitrache, deschidere pe partea dreaptă spre Diego Ferraresu. Acesta încearcă să retransmită pasa, însă a ieșit balonul în afară terenului și va fi out în favoarea formației Unirea Slobozia. O modificare în formația Unirea Slobozia. Iată, Toma părăsește terenul de joc și intră Ilia Dimitrov. Este o schimbare pe post în minutul 29 al partidei, așadar Dimitrov îl înlocuiește pe Constantin Toma accidentat. Și mingea este transmisă spre Gabriel Dorobanțu, capitanul formației Unirea Slobozia, cu balon la picior. Cu balon la picior, pasă în partea stângă spre Pospielov, acesta mai departe deschide pe noul intrat în joc, pe Ilia Dimitrov. Este în posesia balonului. Mingea ajunge acum pe partea, undeva pe partea stângă de rețeta de atac formației Unirea Slobozia. A fost foltat acolo Vlășceanu și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia. De pe partea stângă nu s-a executat încă lovitura liberă, tot Vlășceanu execută, pasează înapoi. Mingea se află în posesia lui Pospielov și acesta îl deschide pe Lazar. Lazar mai departe schimbă partea dreaptă cu Florin Purece. Florin Purece pasă partea dreaptă spre Andrei Dorobanțu, posibilitatea de centrare de pătrund de partea dreaptă. Andrei Dorobanțu încearcă un dribbling în fața lui Mihnea Rădulescu, întoarce pe acesta, pasează înapoi spre Florin Purece. Posibilitatea centrală cu piciorul stâng, centrare în careul lui Sergio Cimeri. Mingea se transmisă în careul formației Buzoiene, însă a terminat acolo cu jocarii, însă a încercat să recentreze și să știnse acolo între atacanții formației Unirea Slobozia, să știnse chiar, iată, Iliev, însă mingea a fost respinsă și va fi acum, iată, Ilia Dimitrov s-a aflat acolo, dar mingea a fost respinsă și va fi repusă de portarul formației Buzoiene, de Alexandru Greab. S-a scurs, dragi iubitori ai fotbalului, 30 de minute din partida de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău, deci s-a scurs o jumătate de oră, scorul este nemodificat 0-0 în disputa dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Mingea se transmis pe partea stângă a terenului, se înalță acolo, Ahmatu se lovească valul în coapul, n-ai zbutit, mingea a fost atrasă de coadă, coadă mai departe, pasă spre Dimitrov, mingea este respinsă însă de Alexandru Dandea, revine Unirea Slobozia, a câștigat prin Ionuț Coadă, acesta a pasat înapoi, mingea s-a aflat la Pacionel, Pacionel pe partea stângă spre Pospielov și acesta a deschis pe partea stângă a terenului pe colegul său de pe acea parte, pe Lărânțu Vrășceanu. Mingea este transmisă de Pospielov spre portarul Denis Rusu și acesta va degaja terenul.
preferă o pasă spre Gabriel Lazar, fundașul central al Unirii Slobozia cu balon la picior. Rămâne posesia balonului fundașul de la Gloria, de la Unirea Slobozia, pasă spre Trobanțu, retransmite pasa, acum balonul în posesia lui Pospirov, acesta avansează, trece dincolo de linia centru a terenului, avansează, se repliază formația buzuiană, mingea a fost transmisă pe partea stângă a terenului spre Vlășceanu, acesta l-a deschis pe Pacionel care a căzut, jocul însă continuă, mingea pe partea stângă din nou în posesia lui Pacionel, acesta pasează spre Lazar, Lazar în cercul median, îl deschide pe Trobanțu pe partea dreaptă a terenului, se trage iarăși în apărare formația buzuiană, mingea a fost transmisă de Dorobanțu undeva spre Pospilov și acesta îl deschide pe Gabriel Lazar. Acum formația Unirea Slobozia se află cu fundașii dincolo de centrul terenului. Mingea posesia lui Dorobanțu, acesta pasează, schimbă cu Florin Purece pe partea stângă, cu piciorul stâng, pasează foarte bine spre mijlocul terenului. S-a aflat la Ionu Scoadă, mingea la Falna, Falna pe partea dreaptă terenului. Falna, o centrare în careul se duce metri, încearcă să reia Cojocarii cu capul, nu îi zbutește, mingea este respinsă. Iată Cojocarii se rămâne stângă și mingea a fost transmisă înapoi și iar Lorențiu Vlășeanu pe post de fundaș stânga în locul lui Toma. De asemenea, Dimitrov, Ilia Dimitrov activează ca atacant central pentru formație sa Unirea Slobozia. S-a produs un fault în afara careului de 16 metri al formației buzoiene și va fi o lovitură liberă în favoarea acesteia. Arbitrul partidei Valentin Aidin îi face semn lui Alexandru Greab să se retragă vreo 2 metri. El va executa această repunere a balonului joc printr-o lovitură liberă. Nu a executat încă acum, execută cu piciorul drept. Șaelan transmite lung în jumătatea de teren formației Unirea Slobozia. Respinge însă foarte bine Pospirov cu capul. Mingea este preluată pe partea stângă a terenului de Dimitrov. Și iată, intervine de la Gloria Buzea, câștigă, intervine și Purece. Se produce un foul și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. A fost într-adevăr fault și lovitura liberă va fi executată. Ahmatov a fost faultat de Purece și va fi lovitură liberă pentru formația buzuiană. S-a executat mingea pe partea dreaptă a terenului. Balonul Dande a expediat balonul pe partea dreaptă a terenului. A schimbat cu colegul său de pe acea parte, cu Diego Ferraresu. Mingea este expediată acum pe partea stângă. Balonul în posesia lui Alin Dobrosalvici, acesta îl deschide pe Dandea. Dandea mai departe schimbă cu Ferraresu pe partea dreaptă a terenului. Mingea se află, iată, tot la Gloria Buzău, combină și din nou, iată, pase adresate în mod repetat. Acum jucătorul de la Gloria Buzău trece dincolo de centrul terenului, s-a aflat Ovidiu Perianu, mingea pe partea dreaptă a terenului, cerare în care de 16 metri, încearcă să reia acolo, a de Chicăroșă, nu îi zbutește, mingea a fost respinsă, în afara că s-a produs însă un foul și va fi lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia. A fost un fault în careul de 16 metri al formației Unirea Slobozia, a fost un fault în atac, a fost faultat acolo Pospielov și arbitrul partidei Valentin Aidin din turnul Măgurele a dictat lovitură liberă în favoarea Unirii Slobozia. Nu s-a executat încă lovitura liberă. Vor executa fotbaliștii de la Unirea Slobozia. Îl văd și pe Valentin Dumitrache, este căzut undeva în afara careului de 16 metri al echipei ialomițene. Jocul este fragmentat în aceste clipe, sunt dese întreruperile. Ne apropiem de minutul 35 al partidei în continuare, fără gol în disputa dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. În orice caz, un meci foarte slab din toate punctele de vedere, cel puțin până în această clipă. Va fi o lovitură liberă, au fost dese fragmentările, vă spun, nici se greșesc pasele, nu se creează acțiuni periculoase nici de o parte, nici de cealaltă. Nu am văzut șuturi periculoase pe spațiul porții adverse. Acum va fi o lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia. Nu s-a executat încă această lovitură liberă. Va executa portarul Denis Rusu, acesta a schimbat cu Gabriel Lazar. Capitanul Unirii Slobozia pasează pe partea dreaptă, schimbă cu Andrei Dorobanțu. Dorobanțu are față un adversar, îl avea în față pe Mihai Herodulescu. Transmite o pasă spre Purece, spre marginea careului de 17 metri. Purece a intrat în careul de 17 metri. A fost o eroare acolo a lui Alin Dobrosalvevici. El a protejat până la urmă și mingea a fost expediată de Florin Purece în afara terenului de joc, a fi repusă din colțul căruia mic mingea la această fază. Minutul 36 al întâlnirii de la Slobozia, Unirea Slobozia, Gloria Buzău. Cele două formații se află la egalitate 0-0. În orice caz, îmi pare rău că sunt obligat să comentez un asemenea meci, fiindcă mă așteptam la cu totul altceva, mă așteptam la un spectacol între cele două formații. Mingea este transmisă acum lung de portarul formației buzoiene, de Alexandru Greab, undeva pe partea dreaptă a terenului. Iată posibilitatea de a scăpa mingea în careu, însă a fost transmis prea tare balonul de Dumitrache și n-a mai reușit Mihai Rădulescu să-l ajungă și va fi repunere din colțul căruia mic. Ce păcat că această fază de contraatac a fost rapidă, inițiată de formația buzoiană, însă n-a fost concretizată. Sunt neatenți jucătorii când pasează, mai ales
în ultima instanță, în ultima clipă. Mingea pe partea stângă, iată, s-a aflat Dimitrov. Dimitrov a pasat înapoi, balonul se află la, s-a aflat în băsea lui Vlășeanu, acesta mai departe a pasat, a schimbat cu Paciunel și mingea ajunge pe partea dreaptă la Dorobanțu, a primit pasa de la Florin Purece. Pasă pe culoare spre Afalna, Afalna pe partea stângă, încearcă o centrare în care îl șterpe și respinge, însă Vlad Preșmărean din afara care îl șterpe de 10 metri. Posibilitatea de contraatac pentru formația, iată, pentru formația Adichica Roșie, pentru formația Buzoiană pe partea stângă, între doi jucători Adichica Roșie, vedem că va viteză necesară. Rămâne posibilul Adichica Roșie pe partea stângă a terenului. Sunt doi jucători, încearcă să transmită o pasă pe culoare, nu îi zbutește și mingea a fost, iată, a protejat foarte bine Dimitrov acolo, a protejat încă și Gabi Lazar și mingea a fost expediată acum în afară, nu va fi out în favoarea formației buzoiene. Gloria Buzău, Dumitrașcu, se pregătește să repună mingea în joc de pe partea stângă a terenului. În apropiere se află Ahmatov și Rădulescu. Mingea a fost transmisă pe partea stângă spre Ahmatov, acesta mai departe. Pasă bună totuși, iată mingea posesia lui Perianu. Perianu între doi jucători, este faultat însă de Purece și intervine centralul Valentin Dainin în turnul Măgurele și dictează lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. De la mare distanță, am intrat în minutul 37 al întâlnirii, chiar 38, scorul este nemodificat 0-0 în disputa dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Lovitură liberă în favoarea Gloriei buzoiene va executa Denis Dumitrașcu, fundașul stângă al buzoienilor, această lovitură liberă, zid al echipei Unirea Slobozia în afara carelui de 16 metri. Încă nu s-a fluierat executarea acestei lovituri libere, totuși este o poziție bună, unde 25 de grade de pe partea stângă, acum se fluieră, execută, iată, o schemă tactică acolo, Denis Dumitrașcu, mingea în carul, o respinge însă de acolo, Lazar însă, era offside, arbitru asistent de pe acea parte, Daniel Vlase din Galați, ridică faniolul, nu, cred că este Nicușor Marin din Suseni de Argeș, fiindcă tribuna a doua este aceea unde mă aflu și eu. Lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia, portarul Denis Rusu este cel care pune mingea în joc. Trec iarăși câteva secunde, mingea este transmisă acum, încearcă să respingă acolo, Preșmăreanu îi zbutește, mai rapid este Dimitrov care a lovit balonul și a doua oară tot cu capul, însă resping jucătorul de la Gloria Buzău, până la urmă încearcă o acțiune pe contraatac, a încercat o pasă, a încercat o pasă a lui Dandea spre Adi Chicăroșă, mingea a fost însă respinsă de Pospielov și acum balonul se află în posesia de Orbanțu, pasă înapoi spre Gabi Lazar, acesta mai departe îl transmite spre Dimitru Pospielov, îl deschide pe partea stângă a terenului pe Vlășteanu, Vlășteanu stopează balonul cu piciorul stâng, transmite o diagonală undeva spre Afalna, Afalna cu capul, lovește balonul cu capul însă imprecis, respinge însă Rădulescu, Rădulescu greșește și la rândul său pasa și intervine foarte bine Dorobanțu. Pasă însă spre Afalna, posibilitate de contraatac pentru Unirea Slobozia. Afalna la marginea carelui de 16 metri. Rămâne posibil balonul Afalna, schimbă acum cu Florin Purece pe partea dreaptă a terenului. Se întoarce, pasează înapoi spre marginea carelui. Ionu Scoadă, Ionu Scoadă mai departe. Pasă tot spre Purece pe partea dreaptă, încearcă să disloce flancul stâng al formației Gloria Buzău. Unirea Slobozia nu izbutește. Mingea se află în posesia lui Andrei Dorobanțu. Acesta încearcă o centrare în carelul de 16 metri. Urmărește pasa cu jocarii. Șut cu piciorul stâng. Însă intervine portarul formației buzoiene, Alexandru Greap, și reușește să rețină. A fost un șut cu piciorul stâng expediat de Serafim Cojocari, însă mingea a fost transmisă din unghi și a reținut portarul formației buzoiene. Respinge acum din nou cu capul Pospielov pe partea stângă. Recepție însă a lui Dumitrache. Mingea este transmisă însă de Vlășeanu pe partea stângă a terenului. Insistă acolo Dimitrov, posibilitate de atac pentru formația gazdă. Intervine însă Axanu Dandea și acesta șutează undeva în tribună și va fi o repunere din, de partea formației Unirea Slobozia. Expediat mingea Alexandru Dandea pentru a fi mai sigur. Petronu crea o situație periculoasă la poarta formației sale. A expediat mingea pentru a fi mai sigur în afara terenului și acum balonul a fost repus în joc. Iată Vlășteanu, Vlășteanu se întoarce, era presat acolo de Preșmărean. Pasează înapoi spre Pospielov și intervine centralul acestei partii de Valentin Aidin din turnul Măgurele. Un jucător de la Unirea Slobozia este iarăși căzut și va fi probabil o repunere în joc, va fi un minge de arbitru sau să vedem ceva decide Valentin Aidin. Minutul 40 al partidei dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău, în continuare 0-0 în disputa dintre Unirea și Gloria. Antrenorii celor două formații, vă spuneam, Adrian Mihalcea la Unirea Slobozia și Andrei Prepeliță la Gloria Buzău. Dar vă spun, meciul până acum nu are scânteie, nu atrage nicicum și este o dispută anodină, cel puțin până în aceste clipe. Jocul este iarăși oprit. Vă spun, este o ambianță totuși deosebită în tribunele stadionului municipal din Slobozia, la meciul dintre Unirea și
Gloria Buzău. Deocamdată jocul este întrerupt și jucătorul care a fost lovit, Ilia Dimitrov, își rea locul în formația sa. Este acum la marginea terenului. Mingea va fi repusă în joc cât de curând. Minutul 41 al partidei în continuare. Unirea Slobozia, Gloria Buzău, scorul este nemodificat 0-0. Mingea a fost repusă în joc. Balonul se află la Doroban, acesta pasează spre portarul Denis Rusu și acesta nu este presat și pasează pe partea stângă spre Pospielov. Pospielov în posesia mingii pe partea stângă a terenului, pasează spre Laurențiu Vlășceanu pe partea stângă, însă iată, cred că va fi o înlocuire, într-adevăr. Iată, și Dimitrov este înlocuit și este înlocuit cu Ecolo. Deci Ilia Dimitrov a fost accidentat, a părăsit și el terenul de joc și a fost înlocuit cu Ecolo. Ecolo joacă pe postul de mijlocaș și așadar cred că va reveni probabil în linia ofensivă Serafim Cojocari. Mingea se transmisă acum spre Gabriel Lazar. Capitanul formației Unirea Slobozia pasează pe partea dreaptă, îl deschide pe Adrian Dorobanțu, mai departe spre Ecolo, a atins prima oară balonul și a greșit pasa, intercepția lui Mahamatov, pasă însă spre Perianu, Perianu mai departe avansează, se apropie marginea canului, pasă partea stângă a terenului, mingea se află la Mihai Rodrescu, generare va da porții și corner! A fost o acțiune extrem de periculoasă, o acțiune pe contraatac declanșată de formația Gloria Buzău. Mingea însă a fost respinsă in extremis, în afară terenului și va fi corner în favoarea formației Gloria Buzău. Cel care a expediat în afară de joc a fost Pospielov. El a acordat cornerul în favoarea formației Gloria Buzău. Faza se consumă în minutul 43 al întâlnirii. Și iată, Pospielov a reușit să salveze echipa de o situație critică. Mingea este respinsă acum cu capul de Gabriel Lazar, undeva pe partea stângă. Alergă, insistă acolo Pacionel. Pacionel expediază mingea foarte puternic, în afară terenului și va fi out în favoarea formației Gloria Buzău. Repune de la margine Diego Ferrares, o fundașul dreapta al Gloriei Buzoiene. De pe partea dreaptă a terenului, scorul este nemodificat, am intrat în minutul 44 al partidei de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. În continuare, cele două formații se află la egalitate 0-0. Mingea este repusă în joc, Vlad Preșmerean pe partea dreaptă. Vlad Preșmerean a pasat spre Ferrareso. Ferrareso este dispută cu Cojocari. Câștigă jucătorul de la Gloria Buzău. Mingea este totuși receptată acolo de Vlășceanu pentru moment, fiindcă intervine Gloria Buzău, dar respinge Pospielov. Iată, intervine iarăși cei de la Gloria Buzău, resping pe partea dreaptă a terenului. Urmărește faza pe partea dreaptă a terenului, să vedem dacă va reuși Adigică Roșă, căptanul formației buzoiene, pasează totuși înapoi. Mingea este receptată de Vlășceanu se bate pentru minge, intervine și Cojocari acolo, pasă înapoi. Mingea se transmisă spre Afalna, piciorul stâng, nu are însă cu cine să combine. Intervine foarte bine Alexandru Dandea, intervine foarte bine Alindu Borsalvevici, acesta respinge tot el de la distanță. Mingea se transmisă spre portalul formației buzoiene, greab, insistase acolo Unirea Slobozia, însă mingea este respinsă acum cu capul de Gabriel Lazar și se ridică Fanionul însă de la margine și va fi lovitură liberă pentru formația Unirea Slobozia. Nu s-a executat încă lovitura liberă, acum se va executa Gabriel Lazar, fundașul central și capitanul Unirii Slobozia este cel care execută, schimbă cu Pospielov pe partea dreaptă, intervine acolo, iată, intervine Perianu, mingea a fost însă transmisă spre Vășceanu și va fi o repunere de la margine în favoarea formației Unirea Slobozia, întrucât s-a interpus pe teritoria mingii Marțin Dumitrache. Vlășceanu este cel care repune de la margine, a schimbat cu Ionuț Coadă, se ridică însă Fagnol de la margine, nu înțeleg de ce, cred că n-a executat bine jucătorul menționat și va fi acum o repunere de la margine pentru formația Gloria Buzău. Diego Ferraresu este cel care va repune mingea în joc. De pe partea dreaptă, în apropiere se află doar Serafim Cojocari. Mingea a fost expediată spre Preșmerean. Respinge cu piciorul drept. Iată, s-a scurt minutul 45 și jocul a fost prelungit în prima parte cu 3 minute. Am intrat în primul minut adițional. Într-adevăr, arbitrul de rezervă, Bogdan Neculcea din București, a ridicat tablița care indică 3 minute de prelungire. Mingea se află la Serafim Cojocari, partea stângă, pasează înapoi spre colegul său, spre Pacionel, mingea partea stângă a terenului. Din nou, pornește acolo o acțiune ofensivă, partea stângă a terenului. Vrășteanu, mingea este tot în care 17 metri, intervine acolo și Cojocari. Resping însă buzoienii, imprecis la fața terenului, a respins acolo Dandea și va fi repunere de la margine în favoarea formației Unirea Slobozia. Nu, ultimul care a luat balonul a fost Diego Ferrareso. Au repus între timp, dar Ionuț Coadă, serbenție pe seama lui, pasă pe jos spre Afalna, Afalna încearcă o accelerare, în care începe de plec, șut acum! Respinge putul formației, Alexandru Greb! Iată o acțiune tipică de atac, s-a șutat, Florin Purece a șutat din marginea careului mic și mingea a fost respinsă de Alexandru Greb. Faza se consumă în minutul
al doilea adițional al primei părți a întâlnirii de la Buzău, de la slobozia dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Mingea la Vlad Preșbelean, mijlocașul ofensiv al formației Gloria Buzău, rămâne în posesia balonului. Nu are însă cu cine să schimbe. Pasează înapoi spre Alin Dobroslavovi și acesta transmite o diagonală pe partea dreaptă spre Diego Ferrareso. Stop al acestuia. Mingea se transmise înapoi și însă a ieșit în afară în joc. Va fi repusă mingea de formația Unirea Slobozia. Al doilea minut adițional nu s-a consumat încă din primul mitan al jocului dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. 0-0 în continuare între cele două formații. Lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia. Denis Rusu, golkeeperul acestei formații, este cel care se pregătește să repună mingea în joc prin această lovitură liberă. Încă se scurg secundele. Acum se execută cu piciorul stâng pe partea stângă a terenului spre Fauna. Se înalță însă acolo la cap. Excelent acolo Alisson Odan de ajunge să respingă. Tot el respinge și în a doua fază. Minge se preluată cu capul de Gabriel Lazar. Pasă pe partea stângă a terenului, respinge tot pure și tot cu capul. Și din nou Fauna tot cu capul pe partea stângă a terenului. Insistă Coșocari. Stop pe partea stângă a terenului. Va urma probabil o centrare. Se complică însă. Pasează înapoi spre Laurențiu Vlășceanu. A încercat o centrare. S-au pus însă acolo Valentin Dumitrache și va fi out în favoarea formației Unirea Slobozia. De pe partea stângă tot Vlășceanu este cel care va repune mingea în joc. La se află Ștefan Pacionel. Mingea a fost transmisă pe partea dreaptă spre Afauna. Afauna a încercat o centrare, însă mingea a fost pusă din colțul carelui mic. Publicul fluieră, publicul aflat undeva la tribuna întâi pe acea parte și va fi o repunere din colțul carelui mic. După ceasul meu s-au scurs cele 3 minute adiționale din prima parte a întâlnirii dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău, dar arbitrul acestei partide, Valentin Aidin din turnul Măgurele, prelungește încă jocul pentru că au fost foarte multe întreruperile. Acum portarul echipei buzoiene, Alexandru Greabe, este cel care va repune mingea în joc. Acum va degaja terenul, transmite lung și exact în această clipă arbitrul partid de Valentin Aidin de turnul Măgurele pune punct jocului dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Scorul este la pauză alb 0-0, un meci cenușiu, vă spuneam, un meci anost din toate punctele de vedere. Vom reveni să sperăm că vom asista la un alt joc în a doua parte a întâlnirii. Vom reveni peste circa 12 minute, loc pe colegul Ciprian Ștefan, să cumpute legătura în studioul ProSport. Vom reveni, vă spuneam, ceva mai târziu.
Dragi iubitori ai sportului rege, revenim în transmisiune directă aici la Slobozia, la meciul dintre Unirea și Gloria Buzău, un meci care contează pentru etapa a patra a play-off-ului Ligii a doua, Casa Pariurilor la fotbal. La pauză, scorul este egal, 0-0. În prima parte a întâlnirii am asistat la o dispută acerbă, o dispută pentru fiecare balon, însă am asistat la un meci foarte șters de un slab nivel tehnico-tactic, un meci în care nu a contat absolut nimic, nici măcar orgoliul sau demnitatea între cele două formații care aspiră la revenirea pe întâia scenă a fotbalului nostru. Este valabil axioma doar pentru Gloria Buzău, întrucât Unirea Slobozia nu cred să mai fi fost vreodată pe scena primei divizii fotbalistice a țării. Mingea se află la Părinianu, acesta pasează înapoi în cel cu median. Iată intervenție foarte bună a lui Cojocari, însă se greșește pasa, ca de obicei. Cu toate că meciul are ritm aici la Slobozia, totuși, vă spun, el rămâne unul foarte slab. Nu punctează sub nicio formă la impresia artistică. Vă reamintim distribuțiile celor două formații, Unirea Slobozia în poartă Denis Rusu. Linia de fundaș, Andrei Dorobanțu, Gabriel Lazar, capitanul formației, Pospielov, Ecolo. La mijloc, Ionuț Coadă, Ștefan Pacionel și Serafim Cojocari. În atac, Vlășceanu, Afalna și Purece. Antrenor, Adrian Mihalcea. Formația Gloria Buzău, în care au zis Plăcimeții. Șut! Chicăroșă marchează 1-0 pentru Gloria Buzău în disputa cu Unirea Slobozia. Golul fiind marcat de vârful de atac al Gloriei din crângul Buzăului în minutul 47. 1-0 așadar pentru Gloria Buzău în disputa cu Unirea Slobozia. Gol marcat de Adi Chicăroșă și să sperăm că din acest moment vom asista la un meci, într-adevăr, în consonanță cu cartea de vizită a celor două competitoare. Mingea în posesia lui Vlășceanu, acesta pasează înapoi, întoarce pentru Pospielov. Pospielov mai departe, pasează spre portarul echipei sale, Denis Rusu, acesta degajează terenul pe partea stângă a terenului. Urmărește faza tot Vlășceanu, mingea este respinsă în tăcerea Gloria Buzău, încearcă Florentin Dumitrache, cade în disputa cu Laurențiu Vlășceanu, intervine centralul Valentin Aidin din Turnu Măgurele, el conduce acest joc, secundat fiind de Nicușor Marin din Susenii de Argeș și Daniel Vlase din Galați, arbitru de rezervă fiind Bogdan Neculcea din București. Observator din partea Federației Române de Fotbal, Petre Badea, delegat de joc din Tulcea, Cristian Sava, fost arbitru din Bacău, observator pentru Cavalerii cu fluier. Mingea în careu din nou, atacă al formației Gloria Buzău, se șutează însă din colțul careului de 16 metri, însă a șutat foarte tare, a șutat acolo Mihnea Rădulescu, însă imprecis și mingea va fi repusă de formația Unirea Slobozia. Am intrat în minutul 48 al partidei dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. În continuare, scorul este 0-1, gol marcat de Adi Chicăroșă pentru formația buzoiană. Mingea a fost transmis înapoi spre portarul Denis Rusu și acesta se pregătește să se degajeze terenul. Transmite partea stângă, alergă acolo Cojocari, respinge, se portarul folosit. Iată, cât pe ce s-a asistat la un autogol, fantastic, Alexandru Dândea. Mingea a recoșat din Alexandru Dândea la fața terenului. Intervine arbitrul, acesta Bastia și cred că va dicta lovitură de la 11 metri în favoarea formației Unirea Slobozia, apreciind că a fost un fault, probabil asupra lui unui jucător de gamată, este căzut jucătorul care a fost faultat. În favoarea formației Unirea Slobozia, am senzația că nu se ridică acolo Cojocari și deocamdată arbitrul acestei partide nu va dicta penalti și va fi o simplă repunere a balonului din colțul corului mic. Aprecia că totuși Serafim Cojocari nu a fost faultat în careu, el a căzut spectaculos în careul formației buzoiene. Scorul așadar rămâne 0-1, disputa dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău, gol marcat de Adi Chicăroșă pentru formația din crângul Buzăului. Mingea se află pe partea
stângă, în direcția de atac formației Gloria Buzău. S-a aflat Mihnea Rădulescu, acesta este între doi jucători. Respinge însă foarte bine acolo Andrei Dorobanțu, pasează pe partea dreaptă a terenului. Mingea este pe partea dreaptă, Fauna insistă însă. Mingea a ieșit în afară terenului și va fi out în favoarea Gloriei Buzoiene. S-au scurs 3 minute din jocul de la Slobozia, din partea secundă, dintre Unirea și Gloria Buzău. În continuare, Gloria conduce cu scorul de 1-0, s-a spart gheața așadar în minutul 47, dar deocamdată văd că tot Gloria deține inițiativa. Formația Unirea Slobozia acuză șocul din minutul 47 și nu reușește să-și revină echipa antrenată de Adrian Mihalcea. Sigur că față de cum a evoluat astăzi, este un mister cum Unirea Slobozia se află pe întâia treaptă a clasamentului, dar poate cine știe a prins o zi mai slabă, că altfel nu se explică. În orice caz, mai este timp, poate să-și revină Unirea. Mingea pe partea stângă, se transmite prea tare, totuși reușește să stopeze acolo cu jocarii, însă pierde, intervine Ferraroso care câștigă, mingea ricoșează până la urmă la Laurențiu Plășceanu, pasă înapoi spre Ionuț Coada, acesta mai departe, pasează undeva spre mijlocul terenului, mingea în posesia lui Andrei Dorobanțu, s-a încercat o centrare în careul formației Gloria Buzău, mingea este respinsă și ajunge acum tot în posesia lui Plășceanu, Plășceanu pasează înapoi, a schimbat cu Pacionel, Pacionel mai departe pasează înapoi, mingea se află în posesia lui Pospielov, mai departe schimbă cu Plășceanu, Plășceanu între doi jucători, intervine Aristidu Mitrache și pune piciorul drept și expediază mingea în afara terenului. Minutul 49 al partidei aici la Slobozia, Unirea Gloria Buzău, continuare 0-1. Mingea Pospilov schimbă cu Gabriel Lazar, capitanul formației Unirea Slobozia. Pasă pe jos, greșește pasa, intervenția lui Mihnea Rădulescu, contraatacul formației Gloria Buzău pe partea stângă a terenului. Mingea recoșează acolo la Dumitrache. Dumitrache așteaptă, era pe partea dreaptă la Chică Roșă, însă Chică Roșă aștepta pasa. Mingea a fost transmisă spre Perianu, s-au intervenit cei de la Unirea Slobozia, au câștigat. Totuși Gloria în posesia balonului în continuare. Mingea se expediază spre Preșbelean. Preșbelean mai departe pasă pe partea stângă spre Ahmatov. Ahmatov mai departe schimbă cu Mihnea Rădulescu. Ahmatov contraatacă formația Gloria Buzău. Ahmatov rămâne singur în posesia balonului între toți jucători. Pune acolo un picior Pacionel și reușește să respingă. Mingea se transmisă spre cel cu median. Acum cojocarii pasează pe partea dreaptă spre Falna. Falna se înalță la minge în careu și în careul de 16 metri intervine portarul formației buzoiene Arsenu Greab și acesta reușește să rețină. S-au scurs, dragi iubitori ai fotbalului, 5 minute din partea secundă a jocului de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. În continuare, scorul este favorabil Gloriei buzoiene cu 1-0, gol semnat de Adi Chică Roșu. Într-un meci transmis integral în direct la prosport.ro pe canalele Facebook și YouTube cu secvențe la TikTok, regia tehnică fiind semnată de colegul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rodăreanu, Florina Gomoescu, de asemenea trioul editorial Aden Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianuș. Meciul este transmis cu sprijinul Federației Române de Fotbal și al EAD. Iată, se greșește pasa, a fost neatent acolo Ferraresso, intervine acolo Preșmărean și expediază balonul cu piciorul drept în afara terenului. Va fi out pentru formația Unirea Slobozia, care se vede condusă din minutul 47. Am intrat în minutul 50 al întâlnirii, chiar 51. Unirea Slobozia, Gloria Buzău, în continuare 0-1. Mingea se află în posesia lui Pospirov, acesta în afara careului de setă cipitar formației sale. Pasează pe partea stângă după scrierea golului. La timpul la jocului a trecut Unirea Slobozia. Mingea se află acum în posesia acesteia. Iată acolo din nou Ștefan Pacionel, pasează pe partea dreaptă a terenului. Schimbă cu colegul său Andrei Dorobanțu. Mingea a fost transmisă în jumătate teren spre Afalna. Intervine să era și Ecolo acolo. Intervine însă Vlad Preșbrean de la distanță. Era presat acolo de Florin Purece și de Afalna și pasează spre portarul Arsenu Greab. Acesta degajează terenul pe partea stângă a terenului. Însă mingea a ieșit afară terenului de joc și va fi repusă de formația din Slobozia. Repunere de la margine tot, Andrei Dorobanțu repune balonul în joc, pasează înapoi spre Gabriel Lazar. Lazar mai departe combină cu Dmitru Pospielov, acesta mai departe pe partea stângă. Mingea a fost transmisă prea tare cu direcția Laurențiu Vlășeanu, însă n-a mai reușit Laurențiu să intre în posesia mingii, care va fi repusă de Diego Ferraresso, fundașul dreapta al Gloriei Buzoiene. S-au scurs, dragi iubitori ai fotbalului, circa 53 de minute din jocul de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. În continuare, iată balonul la Vlășeanu pe partea stângă. Vlășeanu a schimbat cu cojocarii, însă cojocarii n-a mai reușit să treacă de trei adversari și va fi repunere de la margine, va executa Vlășeanu. Repunerea de la margine, apropiere se află Afalna, el primește pe partea stângă a terenului, însă intervine în fața sa și reușește să respingă Diego Ferraresso. Mingea a fost preluată însă de Vlășeanu, pasă înapoi spre Pospilov. Acum Unirea atacă în continuu cu jucătorii cu apărătorii dincolo de linia de centru a terenului. Pasă pe partea dreaptă a terenului, posibilitatea centrală pe partea dreaptă, intervine acolo Dumitrașcu, reușește să câștige disputa și a și căzut Dumitrașcu în disputa acolo cu
în scoadă și va fi acum, nu, cel care se afla pe partea dreaptă, pe acea parte a fost Florin Purece și va fi acum o lovitură liberă pentru formația buzuiană. Din jumătatea proprie a fost voltată Denis Dumitrașcu. Lovitura liberă va fi executată de portarul Gloriei Buzoiene, de Alexandru Greab. Încă nu a executat această lovitură liberă, cred că o va executa cu piciorul drept. Într-adevăr, transmite lung în jumătate de teren a formației Buzoiene, mingea se respinsă, în favoarea formației Unia Slobozia, respinge, intervine acolo Prejmenean, expediază balonul cu capul pe partea stângă a terenului, se bate acolo Dumitrache, mingea este transmisă spre pe partea stângă, s-a aflat în posesia balonului Ahmatova, pasă pe partea stângă, o respins și de la Unirea Slobozia și iată mingea în posesia acestora. Din nou Gabriel Lazar, acesta pasează spre Dmitro Pospielov, avansează, pasează spre centrul terenului, deschide pe partea stângă, alargă acolo Coșgari pe partea stângă, rămâne Coșgari în posesia balonului, se dispută cu Ferrarenso, să vedem dacă va reuși să câștige disputa cu acesta, se întoarce, rămâne posesia balonului, dar întârzie foarte mult, pasă acum spre Florin Purece, Purece undeva pasează înapoi, schimbă cu Pacionel, Pacionel mai departe, deschide pe Gabriel Lazar, Gabriel Lazar, cred că va pasa pe partea dreaptă spre Dorobanțu, nu, a schimbat cu colegul său, cu Ionuț Coadă, mingea ajunge pe partea dreaptă, acum ajunge posesia balonului pe partea dreaptă Andrei Dorobanțu, pasează, schimbă cu din nou Fan Pacionel, pasă spre Afalna pe partea dreaptă a terenului, posibilitate de centrare, acolo așteaptă pasă în careul de Șeptășmerii, Afalna, trimite o centrare în careul, respinge Vlad Preșmerean, intervine acolo din nou Ecolo și cred că mingea a fost expediată în afara terenului de joc, a căzut Ecolo, dar fără a fi faultat. Arbitrul partidei, Valentin Aidin, turnul Măgurele, se afla pe fază și va fi o simplă repunere de la margine în favoarea Unirii din Slobozia. Am intrat în minutul 55 al jocului de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. În continuare, avantaj minim de partea Gloriei Buzoiene, însă domină teritorial formația din Slobozia. Mingea este transmisă spre portarul Denis Rusu și acesta mai departe deschide pe Gabriel Lazar. Pasă însă spre Ionuț Coadă, Ionuț Coadă avea în față doi adversari. Trimite o pasă spre Pospielov și acesta deschide partea stângă a terenului pe Laurențiu. Vlășeanu, Vlășeanu partea stângă, a reușit să suspezi balonul, se dispute din nou cu Ferraresto. Pasează totuși de marginea căruia spre Cojocari, Cojocari pe partea dreaptă. Schimbă la rândul cu Ștefan Pacionel, Pacionel mai departe. Pasează spre Gabriel Lazar în jumătate de teren a formației Buzoiene. Pasă din nou pe partea stângă a terenului spre Cojocari. Stop al lui Cojocari. Reușește să se menține posesia balonului Cojocari pe partea stângă. Pasează, pasă spre Laurențiu, Faust în careu și a căzut în careu 17 metri. Am senzația că ar fi trebuit arbitrul partidei, a fost foarte aproape Martin Aidin. Ar fi trebuit, dacă nu acordă penaltul, trebuie să se acorde cartonaș galben pentru simulare. Iată, pentru că a căzut Laurențiu Vlășeanu, mie mi s-a părut fault, dar arbitrul acestei partide a lăsat jocul să continue. Prin urmare, este în continuare 0-1. Din nou și intrare în căleul, se plăcește pe partea stângă a terenului și Diego Ferraresto, presat fiind de Serafim Cojocari, acordă corner. Lovitură de la colț în favoarea formației Unirea Slobozia, dar nu pot uita faza din minutul 56, acum sunt minutul 57, când ar fi trebuit să acorde penalti pentru formația Unirea Slobozia. Este o simplă părere, o simplă opinie. Mingea pe partea stângă, iată Florin Purece execută cornerul. Centrare în careu, minge se expediată cu capul, însă la vreo 4-5 metri de încheietura barilor în dreapta porții formației buzoiene. Așadar, scorul rămâne 0-1 în disputa dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. N-au reușit jucătorii de la Unirea Slobozia să creeze o fază periculoasă. Ionuț Coadă a fost cel care a șutat și iată încă o înlocuire. Pospielov părăsește terenul de joc. În locul său intră, iată, și Purece. Intră Vlăduț Andreș. Deci a fost modificare în formația Unirea Slobozia, a intrat Andreș, este un jucător înalt, a intrat pe teren, l-a înlocuit pe Florin Purece. Acum repun balonul în joc jucătorii de la Gloria Buzău prin Alexandru Greab, acesta transmite o pasă pe partea dreaptă, pe flancul drept, intervine și iată, minge pe partea dreaptă, Valentin Dumitrache rămâne în posesia balonului, la refață doar pe Vlășeanu, încearcă să-l dribleze pe acesta, rămâne în posesia balonului totuși la marginea care 16 metri, se complică, pasează acum spre Diego Ferraresto și acesta expediază balonul în afară în lui, fiindcă un coleg de-al său se afla căzut și intervine, cred că este Ferraresto. Intervine arbitrul acestei partide, Valentin Aidin din turnul Măgurele și jocul este întrerupt iarăși aici la Slobozia.
Intrăm în minutul 60 a partidei dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Scorul este favorabil Gloriei Buzoiene cu scorul de 1-0. Gol marcat de Adi Hică Roșă în minutul 47. Și jocul este deocamdată întrerupt aici la Slobozia. Arbitrul partidei este foarte aproape de fază. Și iată, nu se ridică încă jucătorul faultat. Și va fi acum o lovitură liberă, probabil pentru Gloria Buzău. Să vedem ce va decide arbitrul partidei, Valentin Aidin. Deocamdată jocul este întrerupt aici la Slobozia. Nu s-a luat încă partida dintre formațiile. Iată acum se execută lovitura liberă pentru formația Unirea Slobozia, dar a fost un gest de sportivitate. Ștefan Pașionel a expediat balonul formației buzoiene. Balonul s-a aflat în posiția lui Alexandru Greaba, acesta pasă pe partea stângă a terenului. Mingea se trage pe stânga. Iată din nou posibilitatea de atac pentru formație. Iată Valentin Dumitrache așteaptă pasă pe partea dreaptă a terenului și mingea a fost expediată prea tare și n-a mai ajuns-o Valentin Dumitrache. Cel care a expediat de pe partea stângă a fost Mihai Rădulescu, extrema stânga formației buzoiene, însă n-a mai reușit și mingea va fi repusă de formația Unirea Slobozia. Mingea în posesia, s-a aflat în posesia noului, a intrat în joc în formația gazdă, în posesia lui Andreș. Mingea este transmisă acum în jumătatea formației buzoiene, respinge însă foarte bine de acolo mijlocașul acestei formații la această fază, Alexandru Dandea. Mingea a fost transmisă în afară terenului și va fi repusă de formația Gloria Buzău. Deci a fost o dominare de vreo 10 minute, de circa 10 minute a echipei Unirea Slobozia, o echipă antrenată de Adrian Mihalcea, însă fără efect pe tabela de scor. Scorul este favorabil Gloriei Buzoiene cu scorul de 1-0, am intrat într-un 61 al acestei partide. Repune de la margine pe formația buzoiene pe partea stângă. Dumitraș este cel care repune mingea în joc, pasă pe partea stângă a terenului. A circulat să-l pună în curs pe partea stângă a terenului pe colegul său, aflat de pe acea parte, pe Adi Chică Roșă. Mingea a fost respinsă și iată, Chică Roșă insistă totuși, lovește balonul acum, transmite o pasă înapoi, intervine Dumitraș, Dumitraș care transmite pasa, însă iată posibilitatea lui Ahmatov, posibilitatea de contraatac pentru formația buzoiană pe partea stângă a terenului. Mingea posesie lui Mircea Radulescu, pasează totuși înapoi spre Dumitrașcu și acesta transmite o pasă în care Adi Chică Roșă s-a înălțat pentru a lovi balonul cu capul, nu a izbutit, mingea a fost respinsă, intervine acum Cojocarii, Cojocarii câștigă, se află cu spatele la poarta adversă, pasează înapoi spre Gabriel Lazdă, acesta la fara carelor de 70 metri, cu balonul la picior, o diagonală partea stângă a terenului, cu destinație Vlășeanu, intervine însă și stopează balonul cu pietul acolo, Diego Ferraresto și mingea este reținută de portarul formației buzoiene de Arsenu Greab. Minutul 62 a întâlnirii aici la Slobozia, în continuare Gloria Buzău conduce pe Unirea, pe formația gazdă cu 1-0, gol marcat de Chică Roșă în minutul 47, acum balonul a fost transmis cu capul de, a șters balonul cu capul Valentin Dumitrache, însă mingea a fost transmisă încă rău formația Unirea Slobozia, a intervenit precis portarul Denis Rusu și acesta a reușit să rețină. Mingea a fost transmisă pe partea stângă, mingea în posesia lui Andreș, acesta mai departe reprimește pasa de la Pospielov. Tot Andreș în posesia balului, transmite acum cu piciorul stâng, transmite spre afară, la marginea carelui, în carelul de șerbuștipări, respinge să Dandea cu capul, unde se preluat însă de Serafim Cojocarii, rămâne posesia balului, se complică, pasează acum înapoi spre unul scoadă, acesta mai departe, îl deschide pe partea dreaptă pe Andrei Doroban, urcat în ofensivă, încearcă să un dribbling, acum o centrare în careu, respinge cu capul acolo Preșmărean, revin jucătorii de la iată, revine Cojocarii, a lovit balonul cu capul, a căzut însă, intervine arbitrul partidei de acolo, Valentin Aidin din turnul Măgurelești, vedem ce va dicta. Nu știu dacă va dicta o lovitură liberă pe formația Unirea Slobozia. Deocamdată jocul este iarăși întrerupt. În orice caz, s-a mai înviorat ceva jocul de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău după golul marcat de Adi Chică Roșă. Mingea de arbitru se decide și cred că până la urmă cei de la Gloria Buzău vor fi cei care vor repune mingea în joc. Într-adevăr, portarul Alexandru Greab este cel care se află în posesia balonului. Va degaja terenul peste câteva secunde, deocamdată întârzie, firește, scorul îi convine, este avantaj pentru formația sa, Gloria Buzău, mingea a fost transmisă pe partea stângă, respinge însă cu capul foarte bine a Dorobanțu, mingea a fost preluată însă de Pacionel, respinge însă cei de la, iată balonul s-a aflat posibil lui Ecolo, Ecolo, Ecolo rămâne posibil balonul lui Ecolo, este tralunat acolo de Perianu, pasează totuși înapoi, mingea s-a aflat în posesia lui Andreș și acesta mai departe, îl deschide pe Ștefan Pacionel, Pacionel cu, în cercul terenului,
în centrul terenului, pasează spre Cojucari, Cojucari mai departe pe partea dreaptă, a schimbat cu Romanțu, mingea a fost transmis înapoi spre Gabriel Lazar și acesta mai departe pasează înapoi, combine jucătorii de la Unirea Slobozia, balonul pe partea stângă a terenului se află în posesia lui Laurențiu. Brășteanu pasă, schimbă cu Ionuț Cadu în coadă, pasă pe jos, spre Ecolo, Ecolo, între doi adversari, rămâne pe semnul Ecolo, pierde până la urmă, intervine foarte bine Brășteanu, câștigă, pasă spre Ionuț Cadu, Ionuț Cadu se aglomerează jocul undeva, spre care se pretoarea formației buzoiene, mingea se afla Valentin Dumitrache, Valentin Dumitrache, reușește să câștige disputa cu Ionuț Cadu, rămâne posesia balonului Valentin Dumitrache, pe partea dreaptă a lui, își prelungește pasa pe partea lângă, intervine însă și iată, îl împinge pur și simplu, dar nu se acordă fault, îl împinge pur și simplu acolo Andreș, Vlăduț Andreș, Ionuț Vlăduț Andreș pe jucătorul de acolo, ai văzut pe Valentin Dumitrache, mingea se află în posesia lui Laurențiu Vlășteanu, pasă spre Ecolo, Ecolo în cerc medial, deschide pe partea dreaptă a terenului, deschide pe Gabriel Lazar, acesta mai departe schimbă cu Cojocari, pe partea dreaptă Cojocari pierde foarte ușor, pe spătate contraatac a fost depozat însă foarte ușor de Perianu, mingea la mijlocul terenului se produce un fault și va fi acum o lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. Faultul s-a comis în jumătate de teren acesta, a fost faultat Adi Chicăroșă, el s-a și ridicat, mingea a fost transmisă pe flancul stâng, telegrafic, însă fără adresă de Alin Dobrosavlevici și va fi repunere de la margine pentru formația ialomițeană. S-a repus mingea în joc, Gabriel Lazar, acesta a schimbat cu Pașunel, mai departe pasă spre Ionuț Cadu, Ionuț Cadu pasă în partea stângă, schimbă cu Vlăduț Andreș, Andreș și poziția balonului, schimbă, pasează înapoi spre Pospeliev, Pospeliev mai departe, deschide pe Gabriel Lazar, combine fundașii centrale formației Unirea Slobozia, mingea la Pașunel, Pașunel pătrunde, pasă pe partea dreapta, a greșit pasa, intervenție foarte bună acolo a lui Adi Chicăroșă, mingea se află în posesia Buzoienului, iată balonul în posesia lui Ahmatova, acesta pasa a schimbat pe partea stângă a terenului și balonul se transmis acum de Dumitrache spre Ferrareso. Intervine Ionuț Cadu care câștigă, mingea rămâne la jucători, iată Pacionel, Pacionel pasează, schimbă cu Ecolo, Ecolo între trei adversari, pasează în partea dreaptă, încearcă să paseze spre Dredo Robanțu, urcat în ofensivă, mingea se află la Cojucari, Cojucari rămâne pe semnul lui, mingea se respinsă, pe spre contraatac, Ahmatov, Ahmatov deschidere spre Adi Roșe, este singurul între doi jucători ai formației Unirea Slobozia, insistă Adi Roșe, încearcă să-l dribleze, să-l deposedeze, dar nu reușește pe Vlăduț Andres și mingea a fost transmisă spre Ștefan Pacional. Pacionel pe partea dreaptă schimbă cu Gabriel Lazar, cu catru ofensivă. Mingea pe partea dreaptă, balonul pusese lui Ecolo. Acum o dominare categorică a formației Unirea Slobozia pe partea dreaptă. Mingea s-a aflat la Dorobanțu, Dorobanțu greșește pasa, intervenție foarte bună a buzoienilor. Mingea pe partea stângă a terenului reușește să recupereze Denis Dumitrașcu, Dumitrașcu pe partea stângă. Obține o repunere de la margine Unirea Slobozia, în trecut Dumitrașcu a fost neatent iarăși la această fază. Mingea la Ștefan Pacionel, acesta cu balonul la picior, așteaptă pasta Ionuț Cadu, pasă în partea stângă. Mingea se află în posesia lui Andrei și Andrei mai departe pasează înapoi, schimbă cu Pospielev în cercul median. Îl deschide la rândul său din nou pe Ștefan Pacionel. Pacionel mai departe prelungește pasa spre Gabriel Lazar. Gabriel Lazar a încercat să treacă de Mihnea Rădulescu, de a izbutit, posibilitatea de contraatac Adi Chicăroșă, intervine Pospirev, îl deposedează, cade jucătorul la Globuzău, bata stângă Mihnea Rădulescu, atacă formații, ei! Gloria Buzău se ridică fanionul de la margine. Arbitrul asistent pe acea parte, Daniel Vlase din Galați, ridică fanionul, iar centralul, Valentin Aidin, dictează lovitură liberă pentru echipa Unirea Slobozia. S-a scurs 67 de minute în jocul de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău, în continuare avantaj minim de partea Gloriei Buzoiene cu 1-0, gol marcat de Adi Chicăroșă în minutul 47. Nu se ridică încă jucătorul de la Gloria Buzău care este faultat, jocul este iarăși întrerupt. Iată Gloria Buzău dacă în eventualitatea unei victorii ar acumula 40 de puncte și ar sălta ceva în clasament, ar trece și la un gladraj pozitiv plus 1. Ar avea, de fapt, Gloria a înscris în acest play-off 3 goluri în 3 etape. Astăzi este etapa 4, chiar în 4 etape, ceea ce înseamnă un procentaj scăzut la înscrierea golurilor. Și iată că meciul va fi reluat aici la Slobozia, Unirea Slobozia, Gloria Buzău 0-1, un meci transmis în direct cu sprijinul Federației Române de Fotbal și LAD la prosport.ro pe canalele Facebook și YouTube cu secvențe la TikTok. Regia tehnică este semnată de colegul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rudăreanu, Florina Gomoescu, trioul editorial Adrian Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianoși. Lovitură liberă în favoarea Gloriei Buzău va executa
Alin Dobrosavljević, această lovitură liberă, tot el a fost jucătorul accidentat. Pasă spre Dumitrache, mingea pe partea dreaptă. Dumitrache reușește o trecere spectaculoasă cu balonul pe lângă Andreș. A încercat o centrală în careul lui Sergiu Cimeții, mingea s-a respins, însă fără probleme. A respins acolo Ștefan Paciunel, preia însă Feroreso. Pasă la marginea carului 16 metri. Reprimește Diego Ferrareso. Ferrareso pasează acum spre Valentin Dumitrache. Deschidere excelentă în carul 16 metri și a căzut acolo Diego Ferrareso, însă arbitrul acestei partide nu dictează penalti. Contraatac la Falna. Pasă partea dreaptă terenului spre Cojocari. Cojocari, acțiune periculoasă de atac. Cojocari, Serfei Cojocari, șută cum? Peste transversală! În loc să centreze spre Afalna sau spre Ecolo, a preferat Serafim Cojocari să juteze defectuos. Scorul rămâne nemodificat, dar iată o mare ocazie la poarta formației Gloria Buzău. A ratat însă acolo Serafim Cojocari în minutul 70 al partidei. Scorul rămâne 1-0 pentru Gloria Buzău în disputa cu Unirea chiar aici la Slobozia. Valentin Dumitrache presește terenul de joc. În locul său intră Sălceanu. Iată, intră Sălceanu în partea formației, în formația Gurea Buzoianu. El l-a înlocuit pe Valentin Dumitrache. Și Robert Sălceanu așadar a intrat în formația buzoiană. Robert Sălceanu îi vede pe poziția de fundaș și stânga. Mingea a fost transmisă acum în jumătate de informație Unirea Slobozia. Iată, respinge însă foarte bine Andreș. Încearcă să recupereze, tot Andreș respinge. Și iată, este atent acolo și care câștigă disputa cu Perianu. Mingea, partea stângă a terenului, pornește Vlășteanu, acțiune între trei adversari. Se descurcă foarte bine, pasă spre acolo. Acolo mai departe pasează, intervine Vlad Rășmenean, a fost foarte atent, a reușit să respingă. Mingea s-a respins acum de Pospilev și balonul se află tot la Pospilev. A primit pasa de la Gabriel Lazar. De la capitanul formației Unirea Slobozia, mingea se află la Pospilev, pasă pe partea dreaptă a terenului. Să vedem dacă vor reuși ceva de la cei de la Unirea Slobozia. N-au reușit nimic, mingea va fi repusă din colțul lucrărilor mic. A încercat acolo Andrei Dorobanțu, a alergat însă, mingea a fost expediată prea puternic. Minutul 71 al partidei de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău, în continuare avantaj bine de partea Gloriei în disputa cu Unirea. Iar Lumințeană, repunere din colțul lucrărilor mic, portalul formației buzoiene, Alexandru Greab, repune mingea în joc. El întârzie câteva fracțiuni de secundă, pasează acum pe partea dreaptă, a încercat să-l deschidă pe Mihnea Rădulescu, n-a izbutit. Mihnea Rădulescu a intervenit din nou, acum stop cu piciorul, cu pieptul, cu piciorul drept a încercat, rămâne poziția balonului Mihnea Rădulescu, pasează totuși înapoi spre Diego Ferrareso, acesta mai departe transmite o pasă spre marginea careului, respinge el acolo, iată, adică Caroșete, sigur, piciorul, sunt șut și apără portalul formației Unirea Slobozia, Denis Rusu. Faza se consumă în minutul 72, iată, Adi Chicăroși. Chicăroșă a fost foarte aproape de a mări avantajul echipei sale, a șutat de la 15 metri, însă pe jos, la firul ierbii, și a reținut portalul formației Unirea Slobozia, Denis Rusu. Faza s-a consumat în minutul 72 al partidei. Scorul rămâne favorabil Gloriei Buzău cu 1-0 în disputa cu Unirea Slobozia. Mingea posesia lui Dmitru Pospielov. Pospielov la minge, pasează pe jos, schimbă cu Ecolo. Ecolo pornește o acțiune ofensivă a formației sale, pasează foarte bine lui Dorobanțu, acesta mai departe combină o parte adaptă cu Gabriel Lazar. Gabriel Lazar transmite o pasă de la marginea careului, o centrare, se opune acolo Vlad Trăjberean și corner. Lovitură de la colț în favoarea formației Unirea Slobozia. De pe partea dreaptă merge să execute Laurențiu Vlășanu această lovitură de la colțul terenului în favoarea formației Unirea Slobozia. Minutul 73 al partidei. Vlășteanu va executa această lovitură de la colț pe partea dreaptă cu piciorul stâng, va executa. Șaelana acum execută, transmite înaltă de careul de 70 metri. Lovitură cu capul însă a lui Pospielov, minge se transmite spre acolo, pasă din nou spre Dorobanț pe partea dreaptă. Atacul Unirii continuă, minge în careul de 70 metri. Pospielov cu capul, însă intervine excelent acolo portalul formației buzoiene, Alexandru Greab, și reușește să rețină. A căzut un coechipier din sistemul defensiv. Și jocul este iarăși întrerupt. Publicul fluieră. În continuare, Unirea Slobozia, Gloria Buzău, 0-1, gol marcată de Adi Chicăroșă în minutul 47. Adi Marian Chicăroșă, în fundul de lanț al Gloriei Buzău, a reușit să
puncteze în minutul 47 și acum va fi o simplă repunere de la margine pentru formația din Slobozia. Mingea a fost transmisă ca un gest de sportivitate tot Gloriei Buzoene. Lărânțu Vlășeanu a expediat mingea în afara terenului și va fi repusă de formația buzoiană prin portarul Alexandru Greab. Vă reamintim, meciul de la Slobozia se transmis în direct la prosport.ro. Următoarea transmisiune directă va fi sâmbătă viitoare de la ora 11. Iată, pe 20 aprilie, deci la ora 11, ne vom întâlni la partida dintre Clubul Sportiv Tunari și Concordia Chiajna. Mingea pe partea dreaptă în posesia buzoienilor. Iată, Rădulescu a cat o centrare spre Adi Chicăroșe. Mingea a fost respinsă. Resping însă, iată, respinge acum din nou Dandea. Da, foarte bine Perianu. Perianu prelea foarte bine. A primit balonul la Ahmatov. Se produce marginea călului. Pasă partea dreaptă spre Rădulescu. Rădulescu pe partea dreaptă. Încearcă o centrare. Încearcă un dribbling. Nu mai știe nici el. Deocamdată rămâne posesia balonului. Șut acum! Și boxează portarul formației Unirea Slobozia, Denis Rusu. A fost o acțiune periculoasă la poarta formației. Iată, intervine din nou Preșmărean. Pasă partea stângă a terenului. Alergă acolo Denis Dumitrașcu. Se vede că va reuși să rețină balonul. Intervine, protejează foarte bine și câștigă până la urmă Gabriel Lazar, capitanul Unirii Slobozia. Mingea a fost transmisă spre Dorobantu. Dorobantu pasează înapoi spre portarul Denis Rusu și acesta mai departe cu balonul la picior. Degajează terenul acum. Transmite lung. Încearcă să intervine Preșmărean. Reușește să câștige, dar intervine arbitrul acestei partide și dictează lovitură liberă, precizând că a faultat Afauna, l-a faultat pe Vlad Preșmărean, va fi lovitură liberă favoarea Gloriei Buzoiene din jumătate de teren acestei formații. Va executa această repunere a balonului în joc Alin Dobroslavevici, el lovitură liberă, pasă în partea dreaptă, aleargă Mircea Rădulescu, reușește să stopeze balonul, are posibilitatea de patrunde în careul Șerpeșmerii, patrunde în dribbling în careul Șerpeșmerii, un dribbling rămâne posibil balonului, rămâne posibil balonului, însă pierde până la urmă, iată, a fost individualist, ar fi trebuit o pasă de la de Chicăroșă, n-a reușit și mingea a fost expediată acum de cei de la Unirea Slobozia în afara terenului de joc și va fi repunere pentru formația Gloria Buzău. O neatenție acolo a jucătorilor de la Unirea Slobozia, a expediat balonul în afara terenului prin pacioneri și va fi repunere de la margine pentru formația buzoiană. Diego Ferraresso, fundașul dreaptă, este cel care se pregătește să repună mingea în joc. Nu a repus încă balonul în joc. Am intrat în minutul 71 al partidei aici la Slobozia, Unirea Gloria Buzău 0-1. În atac se află formația buzoiană, însă au pierdut buzoienii foarte rapid. Mingea se află la Afalna pe partea stângă. Pierde disputa cu Preșmărean, câștigă Preșmărean. A încercat să folteze Preșmărean. Și iată, intervine arbitrul partidei și dictează o repunere de la margine pentru formația Unirea Slobozia. Dar un jucător de la Unirea, de la Gloria Buzău, este căzut în suprafața de pedeapsă a formației Unirea Slobozia. Intervine arbitrul acestei partide, jocul este iarăși întrerupt. Deci, vă spuneam, Gloria Buzău acumulează în acest moment 40 de puncte, are golul averaj pozitiv plus 1 și saltă ceva în clasament. Dar încă nu a fost reluată partida aici la Slobozia. Publicul spectator este nemulțumit aici, pe acest stadion, pe stadionul municipal, Unirea a învins pe Cixereda cu 2-0 și de asemenea a câștigat și în fața echipei Corvinul Hunedoara. Revelația ligii a doua casa părilor la fotbal în acest sezon. Iată, Denis Dumitrașcu este jucătorul care primește îngrijiri medicale la marginea terenului. A fost reluată partida, mingea posesului Andrei și acesta pasează lui Pașunel. Întoarce pentru Pospielov. Pospielov mai departe schimbă tot cu Andrei și pe partea stângă a tălui. Pasă spre Afalna. Afalna transmite o diagonală pe partea dreaptă a tălui. Mingea se aflată cu capul, exercitează Gabriel Lazar, respinge să tot cu capul Alin Dobroslavevici în afara terenului. Aut în favoare formației Unirea Slobozia. Repune de la margine. Gabriel Lazar este cel care repune mingea în joc. Preferă o pasă înapoi spre Dorobanțu. Mingea se transmisă în cel cu median. Pospielov în posesia mingii. Pasă pe partea dreaptă a terenului, schimbă cu același Gabriel Lazar. Mingea pe partea dreaptă era în apropiere și o nu scoadă. Acum o diagonală prea tare. Pacionel încearcă să rea cu capul în afara careului 70 metri. Nu reușește să dorească balonul acum, care iese în afara terenului. A protejat acolo foarte bine și Mihnea Rădulescu și va fi o repunere de la margine în favoarea Gloriei Buzoene. Diego Ferraresso, fundașul dreaptă, este cel care se pregătește să repună mingea în joc. Ne apropiem de minutul 74 la partidei aici la Slobozia, Unirea Gloria Buzău 0-1. Ne apropiem, nu, da,
mingea este trimisă acum, iată, de jucătorii la Unirea Slobozia și s-a produs un fault și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. Ne apropiem de minutul 80 al partidei dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău, în continuare 0-1. Minutul 79 după cronometrul meu, lovitură liberă în favoarea formației buzoiene. Va repune mingea în joc, Alessandru Dande, a fundașul central al echipei din Crângul Buzăului. Se trage încă de timp, Gloriei convine faptul că se află în avantaj. Acum Alexandru Dandea, dar ar trebui să intervină arbitrul acestei partide, Valentin Aidin, pentru a tempera pe jucătorii care trag de timp cu cartonașe galbene sau cu avertizări. Mingea o partea stângă, balonul la Dumitrașcu, Dumitrașcu o partea stângă a terenului. Continuă, mingea este expediată însă de Gabi Lazar în afară terenului de joc și va fi out pentru formația buzoiană. De pe partea stângă vor repune mingea în joc fotbaliștii de la Gloria Buzău, de pe partea stângă nu au repus încă balonul în joc. Acum se repune mingea pe partea, iată, încearcă să rea acolo de chică roșă, este cu spatele la poarta adversă, mingea a fost transmis în afară careului, s-a produs însă un faul și va fi o lovitură liberă pentru formația Unirea Slobozia. Mingea a fost transmisă spre Vlăduț Andreș, la marginea careului de 16 metri, a ieșit cu balonul la picior. Rămâne peste balonului însă, abia acum transmite o diagonală pe partea dreaptă, încearcă să-l pună în cursă pe Coșocarii, mingea a fost respinsă însă de Dobrosaru Levici, în afară terenului va fi out pentru formația gazdă. Dorobanciu repune mingea joc, îl găsește pe Serafim Cojocari, pasă înapoi totuși, mingea ajunge la Gabriel Lazar și acesta deschide pe unu scoadă, schimbă cu același Gabriel Lazar, fundașul dreapta al formației Gloria Buzău la această fază, el transmite, mingea se află în posesia lui Ecolo, mingea la marginea careului, și de acum! Gol senzațional, Eurogol, șut din lungi de 45 de grade, Afalna reușește să restabilească egalitatea în disputa dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Gol magnific, înscris aici pe stadionul din Slobozia, dragi iubitori ai fotbalului, extraordinar, 1-1 în disputa dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău, gol marcat de Afalna în minutul 80. Iată o modificare în formația buzoiană. Părăsește terenul de joc Mihnea Rădulescu. În locul său intră Matei Tănasă. Minutul 81 al partidei dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Scorul este egal 1-1, dar gol senzațional marcat în vincul din dreapta porții formației buzoiene. Alexandru Greaba a rămas spectator la șutul lui Afalna din unghi de 45 de grade din afara careului de 16 metri. Senzațional, gol magnific aici la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. Gol marcat de Afalna în minutul 80. Acum formația Unirea Slobozia prins aripi, balonul este transmis spre Afalna, respinge însă Alexandru Dandea, mingea se plasează de Matei Tănasă și mingea recoșează în afară de joc din Ștefan Pacionel. S-a dezlănțuit și publicul din tribune, bate în continuu și în cabina de transmisiuni directe. Mingea se află la jucătorul de la Gloria Buzău, se produce însă un fault, este faultat acolo jucătorul care a intrat în pita secundă în formația Cristian Dumitru, a fost introdus pe teren și Cristian Dumitru și acum lovitură liberă în favoarea formației buzoiene. Cristian Dumitru a fost faultat, a fost introdus de antrenorul Andrei Prepeliță. 1-1 dispută după ce a marcat Afalna pentru Unirea Slobozia. Va executa formația buzoiană această lovitură liberă din jumătatea terenului formației Unirea Slobozia. Încă nu s-a executat. Acum se va executa până la urmă. Iată, va executa această lovitură liberă Sergiu Pârvulescu, el a fost produs și el pe teren în formația buzoiană. A ieșit altfel de pe teren Diego Ferrarescu, a ieșit și Dumitrașcu,
Și iată mingea va fi repusă de formație Unirea Slobozia. Minutul 84 al partidei dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău, în continuare 1-1, cele două goluri fiind opera lui Adi Chicăroșă pentru Gloria Buzău în minutul 47 și a Falna în minutul 80 pentru Unirea Slobozia. Meciul va fi reluat de formația gazdă, repunere din colțul lucrărului mic, portarul echipei Unirea Slobozia, Denis Rusu, este cel care va repune mingea în joc. Deocamdată întârzie și el, acum va repune mingea în joc, într-adevăr transmite o diagonală, respinge însă cu capul la Falna, mingea se transmisă însă spre cojocarii, a fost faultat, jocul însă continuă, mingea ajunge la Andrei și acesta pasează pe partea stângă a terenului, se reduce însă încă un fault, faultează Laurențiu Vlășeanu de această dată și va fi lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. Publicul fluieră copios pe arbitrul acestei partide, Valentin Naidin din turnul Măgurele. Lovitură liberă în favoarea formației buzoiene. Vlad Preșmerean este cel care execută lovitura liberă. Pe dreapta se află Sergiu Pârvulescu. Mingea se transmisă în careul formației Unirea Slobozia. Încearcă să respingă această formație. Stopează balonul totuși Andrei Dorobanțu. Mingea recoșează dintr-un jucător, dar Gloria în foarte în joc. Revine Dorobanțu care câștigă. Se află acolo unul dintre fundașii formației buzoiene care a urcat în ofensivă. Mingea se transmisă acum spre Vlad Preșmerean. Trece pe postul de fundaș central Vlad Preșmerean. Mai departe pasează pe partea stângă a terenului. Mingea se află la Alin Dobrosavljević. A fost, iată, schimbă din nou cu Odandea. Pase pe partea dreaptă, mingea se află în posesia lui Pârvulescu, Pârvulescu avansează, rămâne posesia balonului Sergiu Pârvulescu pe partea dreaptă a terenului, pasează pe partea dreaptă, balonul se află în posesia lui Matei Tănase, Tănase transmite pasa pe culoar, o posesie centrală în careu, mingea se află la Perianu, o centrală în careu, 16 metri, insistă acolo, formația buzoiană, însă mingea a fost transmisă prea tare și va fi repusă de formația Unirea Slobozia. Îl văd acolo pe Cristi Dumitru, pe vârful de atac al formației buzoiene, că discută acolo ceva cu arbitrul acestei partide, discută și cu Gabriel Lazar, cu capitanul formației ialomițene și va fi o repunere a balonului în joc din colțul careului mic. Cel care va repune mingea în joc va fi portarul formației Unirea Slobozia, Denis Rusu. Încă nu a repus mingea în joc, a arbitrat în minutul 86 la partide, ultimele 4 minute din timpul regulamentar al meciului de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. Mingea a fost transmisă undeva în cercul median, respinge de la Gloria Buzău, respinge și Dandea pe partea stângă, urmărește faza acolo, Dumitrașcu însă, iată Dumitrașcu se menține în formația sa, nu a fost înlocuit și mingea a fi repusă de formația Unirea Slobozia prin Andrei Dorobanțu. Repune de la margine a lui Andrei Dorobanțu, mingea se transmisă undeva pe flacul drept, resping însă jucătorii de la Gloria Buzău prin Adi Chicăroșă, mingea a fost rămâne posesia buzoienilor pentru moment, fiindcă intervine și Vlad Preșmerean, pierde controlul balonului. Mingea, iată Falna din nou posesia, cu atac al formației Unirea Slobozia, Falna pe partea dreaptă a terenului, este între trei adversari, trimite Vazoci pe jos în carul de șarpe, respinge Dandea cu piciorul și intervine portarul formației buzoiene, Arsenu Greap și reușește să se rețină din fața lui Falna. Foarte periculos acest jucător din atacul echipei Unirea Slobozia, scorul rămâne 1-1 în disputa dintre Unirea și Gloria Buzău. Repun jucătorii de la Gloria Buzău mingea pe partea stângă a terenului. Încearcă Alin Dobrosavljević o acțiune ofensivă pe partea stângă a terenului. Transmite lung, mingea a fost transmisă de Perianu, însă în careul formației Unirea Slobozia insistase acolo Matei Tănase, însă mai rapid a fost portarul Unirii Denis Rusu și acesta a reușit să rețină. Minutul 87 al întâlnirii de la Slobozia dintre Unirea și Gloria Buzău. În continuare, cele două formații se află la egalitate 1-1. Ecolo expediază cu capul spre Vlășteanu, tot cu capul. Intervine și menține controlul balonului. Încearcă să treacă de Matei Tănase. Pentru moment rămâne posesia balonului jucătorul de la Gloria Buzău. Tot el pasează, însă intervine foarte bine acolo și a reușit să-l deposedeze Ahmatov. Contraatacă formația Gloria Buzău. Pasă partea stângă a terenului, însă intervine acolo Gabi în fața lui Gabi Lazar din fața lui Denis Dumitrașcu și va fi acum o lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. De undeva de la circa 35-37 de metri de linia porții formației Unirea Slobozia. Minutul 88 al întâlnirii la Slobozia, Unirea Gloria 1-1, lovitură liberă în favoarea formației buzoiene va executa Lasambec,
Ahmatov, această lovitură liberă de la distanță, dacă nu cumva aici da, va ceda locul lui unui alt coechipier, el execută, respinge însă Gabilaza cu capul, prea însă Falna pe partea stângă a terenului, rămâne Falna în poziția balonului, iată, are un joc de picioare extraordinar, respinge cu capul însă portarul formației Buzoiene, Arteanu Greab, ca un veritabil jucător de câmp, mingea a fost transmisă pe partea dreaptă spre Ovidiu Perianu, pasă înapoi spre Sergiu Purvulescu, acesta mai departe întoarce pentru Arteanu Dandea, Arteanu Dandea, jumătatea proprie, balon la picior, deschidere pe partea stângă spre Denis Dumitrașcu, pe partea stângă, stop cu piciorul stângă lui Dumitrașcu, respinge însă Ecolo, mingea este preluată de Cojocari, posibilitatea de contraatac pentru Unirea Slobozia, Cojocari este faultat de Perianu și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Unirea Slobozia. Iată, cel care a fost totuși, Sălceanu, cel care a faultat și primit și cartonașul galben, Romeo Sălceanu, și meciul va fi prelungit aici cu 4 minute. Sunt în minutul 90 al întâlnirii, în continuare, Unirea Slobozia, Gloria Buzău, 1-1, autorii celor două goluri, Adi Chică Roșă pentru Gloria în minutul 47 și Afalna în minutul 80 pentru Unirea Slobozia. Lovitura liberă va executa Gabriel Lazăr, fără o pasă spre Pospielov, reprimește Gabriel Lazăr, intervine acolo Cristi Dumitru, minge este transmisă pe partea stângă a terenului spre Vlășanu, Vlășanu cu stop cu pietul, rămâne posesia balonului pe flancul stâng, dar intervine acolo Pârvulescu, minge este transmisă înapoi, balonul posesia lui Ștefan Pacionel, Pacionel pasează în cercul median, schimbă combina cu Pospilov și acesta îl deschide pe Andreș, Andreș pe partea stângă, trece dincolo de cercul terenului, transmite o diagonală pe partea stângă, aleargă Afalna pe partea stângă a terenului, însă mingea a fost adresată prea puternic și nu mai reușește Afalna să intre posesia balonului. Chris Afalna, cel care a marcat acel gol spectaculos în minutul 80 al întâlnirii. Repunere din colțul careului mic, portarul formației buzoiene. Arsenu Greab este cel care repune mingea în joc. Mai trec încă iată câteva secunde, cu piciorul drept degajează terenul în acest moment. Arsenu Greab transmite o pasă spre marginea careului, respinge cu piciorul drept acolo Gabriel Lazăr. Mingea a fost preluată de buzoieni. Mingea iată ea Denis Dumitrașcu în careul de 17 metri, a încercat să-l pună în curs pe colegul său care a intrat decis în careul formației buzoiene. Pe Cristi Dumitru însă n-a reușit și mingea a fost despediată în afara terenului, va fi out pentru Gloria, va fi fault, iată, execută Alexandru Dandea, această lovitură liberă, tot el a căzut. Și iată, jocul este iarăși întrerupt, văd pe arbitrul acestei partide de Valentin Naidin și acordă un cartonaș galben unui oficial, probabil al echipei Unirea Slobozia. Nu s-a repus încă mingea în joc de această lovitură liberă. Am mizat în al doilea minut adițional din cele patru acordate de arbitrul partidei de Valentin Naidin din turnul Măgurele. Lovitură liberă pe formația buzuiană, execută portarul Alexandru Greab, șterge balonul cu capul Alexandru Dan, de aruncat în ofensivă, Ecolo respinge, prea Falna, intervine să de fața sa, Preșberea câștigă, Falna totuși câștigă. A căzut, jocul se continuă, mingea se transmite partea stângă, se joacă exact ca la handball pe contre, a încercat să intervină acolo Cristi Dumitru, la izbutit, mingea a fost respinsă și posibilitatea de contraatac pentru formația gazdă. Mingea, în afara terenului de joc, va fi out pentru formația Gloria Buzău. Pârvulescu a aruncat, a schimbat până la Dan, de Alexandru Dan, de a deschide pe Preșberean. Preșberean în față pe, iar în față pe Afalna și pe Ecolo. Preșberean o pasă pe partea stângă a terenului, mingea se află la Alidu Prosalvevici. Pătrunde pe partea stângă a terenului, Sigherit a traversat 20 de metri de poartă, 20 de metri, balon la picior, pasă pe partea stângă a terenului din nou, mingea pe partea stângă, o cedare spre Cristi Dumitru, în care o minge se respinsă și intervine Ecolo, care câștigă. Ecolo este faultat și jocul se continuă, a căzut Ecolo, jocul se continuă, mingea se află, șut acum la distanță, șut foarte puternic al lui Matei Tănasă, mingea s-a trecut la mare distanță, transversal la portii formației Unirea Slobozia. Faza se consumă în minutul al treilea adițional. Și scorul rămâne 1-1. Va fi repunerea balonului în joc, dar iată că încă un cartonaș galben. Și iată cartonașul roșu este acolo un oficial de la Unirea Slobozia. Scorul rămâne 1-1, disputa dintre Unirea și Gloria Buzău. S-a scurs și al patrulea minut adițional în acest joc, dar meciul va fi prelungit întrucât s-a fragmentat foarte mult. Repunere a balonului în joc din colțul calului mic. Portarul formației Unirea Slobozia, Denis Rusu, este cel care
ne pune mingea joc, se scandează în continuu Hoții, Hoții și exact la această clipă Valentin Naidin din turnul Măgurele pune punct jocului dintre Unirea Slobozia și Gloria Buzău, rezultat final 1-1. Au marcat Adi Chicăroș din acțiune minutul 80, minutul 47 pentru Gloria Buzău și Afalna, prins Afalna în minutul 80 pentru Unirea Slobozia. Așadar, meciul dintre Unirea și Gloria se încheie cu o remiză. Vom reveni, vă reamintim, într-o transmisiune directă sâmbătă viitoare de la ora 11. Sâmbătă viitoare, 20 aprilie, de la ora 11, la meciul dintre Clubul Sportiv Tunari și Concordia Chiajna din play-out-ul Ligii a doua Casa Pariurilor la fotbal. E drept, în a doua repriză s-a jucat ceva mai frumos, mai spectaculos, însă prea puțin pentru două formații care mic pretenții pentru întâia scenă fotbalistică a țării. Cu aceste detalii, pun punct la transmisiune directe, rog pe colegul Ciprian Ștefan să comute legătura în studio. Toate cele bune, numai bucurii!